integrală pe luna aprilie, așa. La ordinea de zi avem preproiecte de hotărâre, stabilirea contribuției sociale de tip rezidențial în centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică. Punctul 2. Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici luați la nivelul Comunei Parava. Și punctul 3. Aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 1 al anului 2018. Dacă avem probleme ceva la diverse la urmă, unde și câteva diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Da. Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Unanimitate? Unanimitate. Atunci dăm procesul verbal de la ședința anterioară de la secretar. Există? Da. L-am avut. Deci să supunem de aprobare, da. L-ați primit în da. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Deci unanimitate. Așa. Dăm cuvântul domnului primar. La primul punct, domnul Dumnezeu, expunerea de motive. Expunerea de motive. Sufianul de Consiliu Primar al Comunei Parava, având în vedere, hotărârea numărul 80 din 26.03.2018, emisă de către Consiliul de Țean la Bacău, cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale de finanțarea acestor servicii pentru anul 2018, care stabilește în sarcina consiliilor locale un procent de 35% din suma ce reprezintă costul de îndrețire a unei persoane instituționalizate, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens. Precizez că acest procent este de strictă aplicare și neplata aceste contribuții duce la plata de dobânzi penalizatoare. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției pentru protecție specială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică. Primarul Comunei Parava, județul Bacău. Văzând expunerea de motive a primarului Comunei Parava și raportul de specialitate numărul 2109 din 17.04.2018, având în vedere hotărârea numărul 80 din 26.03.2018, emisă de către Consiliul Județean Bacău cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecție și promovare drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii pe anul 2018. Ținând seama de prevederi, legii numărul 272 din 2004 privind protecție și promovarea drepturilor copilului, legea numărul 448 din 2006 privind protecție și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificări și completări ulterioare, legea numărul 292 din 2011 privind asistența socială cu modificări și completări ulterioare, legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, hotărârea cu PM numărul 978 din 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru servicii sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza cărui se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legale ale persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale. Și în conformitate cu prevederea articolului 36 alineatul 2 litera C, articolul 45 alineatul 1, articolul 47, articolul 115 alineatul 1 litera B din legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se stabilește contribuția Consiliului Local al Comunei Parava pentru servicii de protecție specială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare neuropsihică în cuantum de 35%. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi duse la devenire de către primar cu sprijinul compartimentului contabilitate. Articolul 3. Prezenta hotărâri va fi înaintată instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Parava, Consiliului Județean Bacău, DGASPC Bacău și va fi adusă la conștiință publică prin afișare. Asta e hotărârea. Acum să trecem la discuții și o să mai schimbăm sistemul de discuții. O să dăm, deci, în funcție de numărul de consilieri care avem la discuții, pentru că ne trezim așa, vorbim foarte mult unii dintre noi și vrem să fim cât mai concis, să terminăm ședința cât mai repede. Și o să stabilim ca grupurile PSD cu 5, PNL cu 4, Partidul Mișcarea Populară, cu doi consilieri, așa, ALDE, un consilier și Partidul M20, cum M20. Un consilier, da. Ne zice să consumeze.
Deci, la ședința aceasta nu vom discuta și intrăm fiecare. Dăm dreptul în funcție de cât vă rog frumos, domnul, vorbeți cu apă, da? Da. Așa. Deci fiecare, în funcție de numărul de consilieri, dăm dreptul la replică la fiecare punct al ședințelor ordinea de zi. Citește regulamentul de funcționare, dacă nu urmați. Deci în funcție de, reprezentare în consiliu, a grupurilor de consilieri. Și cred că o să stabilim pe, pentru fiecare. Asta nu știe, ba nu, dar nu, nu funcție, stabilim. Problemele care sunt. Dar eu vă spun la problemele care sunt. Stabilim un timp, în care îl împărțim în funcție de grupul, mărimea grupului. Asta am zis și noi. Credeți că pentru fiecare punct este necesar o jumătate de oră? Nu credeți că ne-am stabilit asta înainte nu, și acum ați discutat la chestiune? Nu stabilit. De ce? Spune cineva că trebuie să stabilești înainte. Păi e așa. Domnul, a prezentat... A prezentat prin spune. Și eu vă spun în felul următor. Ca președintele consiliar. Nu, dar vine acum. Vine acum. Și vă spun în funcție de numărul. Deci fiecare. Stabilim acum. Acum stabilim. Dăm acum, dacă suntem de acord. Ce e așa de greu? S-ar putea ca unul de punct să treacă mai repede. Păi eu am zis. Nu-i cazul. Ca să pierdem timpul așa. Păi eu ce-am zis? Da. Sau un grup poate ceda din timpul lui la... Dacă dorești. Benefic. Așa. Am zis, dacă suntem la fiecare punct, ca să fim cât mai conciși la obiect, să nu stăm aici 7 ore, 10 ore, să batem apa în fiu. Stabilim o jumătate de oră pentru fiecare punct. Propun. Propune. Păi cam mult. Ce spuneți? Trebuia făcut lucrul ăsta înainte, nu în timpul ședinței. Dar de ce nu în timpul ședinței? Dar de ce, dacă așa? Dar de ce domnul nu se poate stabili? Dar cum să facem înainte dacă noi nu ne-am întâlnit? Păi, domnul... Noi ne stabilim acum, votăm! Da, a început ședința, a început pe ordinea de zi și apoi deja discutăm despre alte chestii. Nu discutăm despre nimic, stabilim la vot, cât discutăm, deci nu trece la discuții. Deci am zis stabilim. În principiu să ne apurt, așa spune legea, dar asta trebuia făcut separat, astfel încât acum... Dar de ce? Dar când separat? Cât trebuie să vorbim? Dar când, domnule? Dacă nu trebuie să... Până la sfârșitul ședinței, ori... Până la sfârșitul ședinței, ori... Dacă ai stabilit mai... Dar e ordinea de zi acum. Dacă ai ordinea de zi acum. Haideți, nu... Dați-i drumul, că ăsta poți mă opri. Poți să-i consumă timp. Păi faceți datul cât îi revine fiecare. Cum să știi cât am discutat la fiecare punct? Ba da. Subiectele fiind diferite, nu știm cât dezbatere necesită. Unul poate să... Am stabilit câte o jumătate de oră pentru fiecare punct. Am o propunere. Dacă la un punct nu e puizată, luăm și trece la punctul care mai puie. 30 de minute pe fiecare punct, da? Suntem... 13 consilieri, nu? Împărțim 30 de minute la cei 13. Când ne vine pentru fiecare consilier. Nu? Da. Când a venit la un om? Mai e bine, cum să nu? Să vă spun de ce nu-i bine, dar dumneavoastră aveți, sunteți 5. Păi ce să vă fac dacă nu mai suntem 5? Dar fiecare este de aia 5, poate are punctul lui de vedere. Ce să vă fac? Nu e bine la mine. Asta ce îndeamnă să nu mai bucați să fie prima dată. Corect. A trebuit făcut calculele înainte. 2,50. Dar e în statutul funcționarea Consiliului Local, chiar e primătura. Să o punem la vot, dacă sunteți de acord, cu jumătate de ori, 3 minute pentru fiecare. Dacă sunteți de acord, bine. E bine, nu? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Bine. Deci, doamna secretară, consemnăm. Fiecare consilier are dreptul la fiecare punct, aia de 3 minute. Deci, în cele 3 minute, și, cred că și în Parlament nu vorbesc câte o oră 3. Dacă ar sta fiecare câte o oră 2 să vorbească, s-ar duce... Dar așa se urma da. De trece la discuție. Cine dorește să ia?
Pentru fiecare proiect de hotărâre. Pentru 3 minute de consilier. Și în funcție de grupul parlamentar pe care îl are, deci PSD-ul are 5 consilieri, deci... Poate să vorbească unul 15 minute, sau din partea da. Mai 12 minute, unul. Da. Sau poate să vorbească fiecare de 3. Deci un minut, deci un grup parlamentar. Da, bine. Pe grupul de consilier. Să nu mai... În funcție de reprezentare. Din butonul. Da. Dar nu l-am deschis. Cine dorește să... Avem raportul de avizare da. A comisiei. Da. Cred că eu ar trebui să dau niște lămuriri. Da. Probabil trebuie să mă întrebați câte persoane avem. Da. Avem o persoană, e cazul în care știți, băiatul de la Rădoaia, fără picioare, internat în centru la Rădăciu. Noi am studiat, chiar ne-am mutat cu domnul Tilipoa, așa, în alte centri de același, în aceeași specialitate, mai sunt parale de aici, așa, nu ai venit să duci, nu sunt în altă parte, pune mai bine, asta nu. În privința costurilor, în privința costurilor e mai bine rugăciunea acolo unde este acum. E mai avantajos. Nu știu dacă în alte centri de județul Bacău poate să fie mai mult. Da, așa, să-mi scriu la cuvânt. Păi de domnul, dreptul domnului la... PNP? Nu, nu, nu. Nu. E bine. Dăm cuvântul domnului primar la punctul 2, ordine de zi, aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici și bază la nivelul Comunei Parava. Dispune de motivele privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici și privați la nivelul Comunei Parava de Tobago pentru perioada 2018-2025. Primarul Comunei Parava de Bacău, având în vedere prevederea articolului 112, paneatul 3 litera A, de legea 292/2011, legea asistenței sociale și a de articolului 3, paneatul 2, din notarea Consiliului Local Parava, numărul 22, din 26 martie 2018. Analizând raportul doamnei consilier Tifania Elena Vicarul, aparatul de specialitate din suportul primarului Comunei Parava de Bacău, în devenit prevederea articolului 45, paneatul 1, și colaborat cu prevederea articolului 115 anul 1 litera B de legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul Comunei Parava de Bacău pentru perioada 2018-2025. Față de cele prezentate, rog analiză și aprobarea prezentei hotărâri. Comisia. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul Comunii Parava de Bacău pentru perioada 2018-2025. Consiliul Local al Comunii Parava de Bacău, întrunit în ședință ordinară în luna aprilie 2018, având în vedere, expunerea de motive a primarului Comunii Parava de Bacău, înregistrată sub numărul 2148, din 19.04.2018, raportul de specialitate numărul 2146, din 19.04.2018, avizul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Parava. În conformitate cu prevederea articolului 112, alineatul 3 litera A, de legea numărul 292, de 20 decembrie 2011, legea asistenței sociale, prevederea articolului 36, alineatul 2 litera D, și alineatul 6 litera A, punctul 2 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, și în devinul dispozițiilor articolului 45, articolul 47, articolul 115, alineatul 1 litera B și articolul 117 litera A, de legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul Comunei Parava de Bacău pentru perioada 2018-2025, conform anexei numărul 1, ce face parte integrată de prezentă hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată în ziua pe cum știți, va fi confirmată în Comunei Parava și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Ați avut la mapă și strategia, ați studiat-o? Nu. Nu. S-a lucrat și o leacă, mai greu la ea. Vreau să facem această ședință
luni, nu vă știu sărbătoare, dar nu ne-a spus exacta strategia. Domnul primar, am o propunere. Deci, nu are, o sintez așa, ne spuneți în mare, am zis, vă rog, ne-am făcut tot ce timp acum, de ce faci de acolo. Citiri și termenul, nu mare, că am zis ce ar fi vorba. Păi, hai să vă spun ca și... Era bun să vină doamna consilier să ne-i, da? Păi, nu e nicio fel de problemă, o putem chema. Mai bine. O întreagă strategie. Puteți să spuneți dumneavoastră, da? Suntem obligați să facem această strategie, pentru că în conformitate cu legislația actuală, serviciul nostru, compartimentul nostru de aspect social, trebuie să se autorizeze și după aceea să se licențieze. În alte care nu vreau să domeniu, știu să spun ce vorbesc. E vorba de faptul că la nivel de asistență socială se acordă servicii primare și servicii de specialitate. Noi suntem furnizori de servicii primare, adică facem evaluare, propunem să li se acorde ajutor social, nu știu ce, propunem să fie luați copiii la stat în caz de urgență, acordăm ajutoare de mormântare pentru persoane cu handicap, la fel facem evaluări, facem, trimitem, îi îndrumăm și toate lucrurile astea. Bun. Pentru a ne putea, a putea intra în legalitate, pentru că dacă noi intrăm în legalitate, vom primi amenzi foarte, foarte mari, sunt foarte mari amenzile, de la AJBIS, vorbesc în momentul ăsta, trebuie să facem o strategie pe termen lung. Și noi am făcut-o pe 2018-2025. La început se spune principiile și valorile baza, care stau la baza acestei strategii, da? Așa. Și după aceea, noi am punctat, am zis și noi, am făcut o prezentare generală a comunei, așa, și după aia am punctat pe grupe de vârstă care sunt problematicile sociale, cu ce ne confruntăm practic, așa, și după aia am spus obiective țintă și problemele sociale categoriile cuprinse, da? Și obiectivele astea țin la fel de politicile sociale aprobate de guvern, de la noi citire. Ce ne-a interesat? Deci, spunem așa, că la nivelul comunei Parava sunt probleme sociale, copii și familia aflate în dificultate, tot așa. Persoane, vă zice, persoane cu handicap, defavorizate de etnie romă, victime ale violenței familiei sau alte persoane cu diverse situații de risc social. Așa. Copiii în dificultate și familii provin din sistemul de protecție a copilului, familiile monoparentale, tinere, copiii separați de părinți sau acolo părinții plecați în străinătate, precum și victimele violenței în familie. Problemele persoanelor sociale copiilor aflate în dificultate sunt lipsa locuinței, actele de unitate, resurse financiare insuficiente, impotrivirea găsirii unui loc de muncă, familie cu clima social defavorabil, abandon școlar, delincvență juvenilă, probleme de sănătate. Persoanele vârstnice, ce probleme au? Sănătate precară, venitul mic în raport cu necesitățile, izolare, singurătate, capacitatea singură scăzută de autogospodărire, absența suportului familial, din diverse motive, un număr insuficient în centrele de asistență medico-sociale, nevoi spirituale și lipsa locuinței. Pentru persoanele cu handicap, atât cele minore cât și cele adulte, sunt probleme privind accesibilitatea inclusiv în propria locuință, pentru că asta e, lipsa locurilor de muncă protejate, lipsa profesioniștilor în servicii specializate, atitudinea discriminatorie a societății, situația materială, absența suportului pentru familie, unii nu au acest suport, și lipsa centrelor rezidențiale de zi specializate pe tipul de handicap. Problemele pentru persoanele de etnie romă sunt sărăcia, mentalitatea romilor cu privire la muncă și educație, sănătate, familie dezorganizate, lipsa actelor de identitate, dificultate în obținerea unui loc de muncă, condiții improprii de locuit și delinvență. Cei cu victimele violenței în familie, lipsa locurilor de muncă, sănătate, lipsa educației, dependența de alcool, lipsa de informare și neacceptarea situației în care se găsesc. Acum, s-a făcut un plan de acțiune în vederea implementării acestei strategii. Plan ce se întinde pe perioada 2018-2025 și sunt pe obiective specifice. Un prim obiectiv, implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale în domeniul asistenței sociale. Cum se va face asta?
prin colectarea informațiilor necesare de edificării sau actualizării nevoilor, constituirea categoriilor de beneficiari. Deci, practic, se va face o evidență clară. Dom'le, ăștia sunt, ăștia îi avem, cu asta ne confruntăm, asta este categoria de lege în care se încadrează. Da? Obiectivul 2. Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul țintă. Așa. Se dorește înființarea, în continuare a ceea ce am spus, se dorește înființarea unei baze de date care să cuprindă toți beneficiarii la nivel de comună Parava, date care să cuprindă date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară, profesională, adrese în domiciliu, date privind indemnizațiile, deci ce primesc practic, așa, data și cuantum acordării acestora. Asta se face pe o perioadă mai mare de timp. Se face. Se dorește organizarea la nivelul autorității cu sprijinul unor publice sau ONG-uri private, fundații, mă rog, pentru copii, următoarele tipuri de acțiuni. Prevenirea abandonului, neglijării, exploatării și oricăror forme de violență a copilului sau de separarea acestuia de părinți, natural. Prevenirea malnutriției, îmbolnăvirii, informarea părinților și a copiilor cu privire la alimentația celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alătării, igienei, salubrității mediului înconjurător, verificarea periodică a tratamentului copilului care a fost plasat pentru a primi indicii de protecție sau tratament, dezvoltarea unităților școlare de programe de educație a copiilor pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. Obiectivul 3 este înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Parava. Se dorește organizarea la nivelul autorității și cu sprijinul structurii asta ar fi grozav, din punctul meu de vedere, chiar discutam cu doamna Chifoane, dacă s-ar putea face lucrul acesta, un lucru foarte bun. Deci, organizarea la nivelul autorității cu sprijinul unor structuri publice sau private, ONG-uri, fundații, asociații, pentru persoane de vârstă a treia, următoarele tipuri de acțiuni, de asigurare și dezvoltarea serviciilor comunitare pentru dezvoltare pentru persoanele vârstnice prin îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu, îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru persoane vârstnice, precum și facilitarea accesului acestor la centruri de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente sau locuințe sociale. Iar un obiectiv foarte grozav, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, organizarea la nivelul autorității cu sprijinul unor structuri publice sau private, așa, de tineret și pentru tineret, dar controlul tuturor de acțiuni, încurajarea activității voluntariat în domeniul din rândul tinerilor, conform legii de consultanță gratuită în domeniul planificării familiale pentru tinerile familii, de asigurarea unui cadru legal pentru accesul tinerilor la programele de educație pentru sănătate, tratament gratuit a tinerilor suferiți de boli cronice pentru asistență medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învățământ autorizată sau acreditată conform legii, precum și promovarea unor măsuri de reintegrare socială a tinerilor dependenți de alcool sau alte substanțe nocive. Noi acum trebuie, teoretic, pentru a face lucrurile astea, să vedem dacă avem sau care e numărul persoanelor. Identificate persoanele. Exact. Să facem o bază de date. Asta era primul pas. Dar, ar fi de fapt dacă am putea accesa fonduri care să facă lucrul acesta. Așa. Stabilirea și publicarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile potrivit legii 350 pe 2005 cu modificările și completările ulterioare. Un alt obiectiv, obiectivul 4, care am vrea noi să-l desfășurăm după parcursul anului 2019. Realizarea unor parteneriate public sau privat-public cu alte autorități sau instituții publice, ONG-uri, centri sociale, datate nevoilor sociale și resurselor disponibile la nivelul comunei Parava. Adică am fi interesați la nivelul următorul an să lucrăm cât mai multe parteneriate cu cât mai multe instituții de drept privat sau de drept public, așa, care să ne ajute să implementăm aceste obiective. Asta ar fi ideea. Um,
Suntem într-o discuție cu FSC-ul. Se pare că ei nu prea vor să treacă să vedem partea noastră, dar apelează mult. În estul județului, sperăm să-i aducem noi. Fundația da. Și un ultim obiectiv, obiectivul 5, dezvoltarea unor proactive și participative în rândul populației localității și a beneficiarilor de servicii sociale. Adică, ce ar însemna asta? Informare și consilierea locuitorilor în orice domeniu de interes al serviciilor și măsurilor sociale, măsuri de indicare a asistenților medical, comunitar sau medicului din localitate, în programele de prevenire a stării de sănătate, organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de abuz, de neglijare pentru orice persoană aflată în dificultate și de abandon din punctul de vedere. Organizarea unor întâlniri pe diverse mandate vor participa personalul primării, parteneri, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, alte persoane cu pregătire și expertiză în domeniul serviciilor sociale, alți invitați unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunității. V-am spus toată această strategie se întinde până în 2025. E vorba după aceea de capacitatea de finanțare. Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de către compartimentul de asistență socială. Raportul anual este structurat astfel. Sursa de finanțare este așa. Bugetul local, fonduri nerambursabile guvernamentale, fonduri nerambursabile europene. E de preferat să avem cât mai multe din ultima categorie. Vom vedea. Raportul va conține, deci raportul anual, stadiul în care se află progresul activității, acțiuni, măsuri, problemele sau criticile întâmpinate, revizuirea, ajustarea activităților, timpul estimat pentru îndeplinirea activităților sau alte aspecte. Această strategie va fi evaluată prin rapoarte anuale de monitorizare, rapoarte intermediare de monitorizare, organizarea unor întâlniri anuale la care va participa personalul, partenerii, reprezentanții beneficiarilor, comunității, alte persoane cu pregătire de expertiză și raportul final, întocmirea finalizarea implementării strategiei în anul 2025. Cam asta este pe scurt ce am gândit noi de colegii de la Sfântul Social. Dacă dintre voastră de acord sau nu, de povedea. Sau propune. 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 Deci la discuție. Da. Din ce ați numărat dumneavoastră acolo. Deci asta e o strategie pe un număr de ani. Da, da. Și aș dori să știu dacă ce v-ați propus în perioada imediat următoare să realizați din... Da, pe 2018-2019, da, să ne uităm, să ne uităm. Până găsește doamna termenul ăsta, acesta imediat următor, vreau să vă spun că este salutară apariția acestei strategii deocamdată în formă de proiect. Exact acesta este tipul de servicii pe care le așteaptă comunitatea întreagă. Lumea se dezvoltă câteodată mai cu viteză, noi mai încet, ca întotdeauna. Ne bucurăm că a apărut în fază de proiect, deocamdată în timp ce alții deja au început să aplice chiar. E bun și așa, mai bine mai târziu decât niciodată. Dacă vă amintiți la ședința din ianuarie, când vă spuneam eu că undeva în comuna mea natală, în Motoșeni, există acel serviciu de îngrijire la domiciliu cu persoane din, la venitul minim garantat, cărora li s-au făcut chiar angajare la primărie și care merg la domiciliu și au un plan bine stabilit, un loc pus acolo și am spus că bine ar fi să ne interesăm cum au făcut și să vedem și la noi aplicate astfel de măsuri și
E foarte bine că a apărut în sfârșit strategia, mai urmează până când vedem cu ce începem, asta o văd doamnele de la compartiment, nu mă bag, e problema dumneavoastră și sunt convins că au de tot ce le trebuie și sunt foarte competente, cât să știe de unde să înceapă și care ar fi mai urgent. Dar e foarte bine. Primul pas este acreditarea conform legii 197/2012 a serviciului de asistență socială. Nu poți întocmi niciun proiect în acest moment, absolut niciun fel de proiect, dacă nu ai această acreditare. Ceea ce spuneați dumneavoastră necesită foarte multe fonduri. Fonduri pe care nu știu în ce măsură că Buna Parava le are, doar dacă ar câștiga un proiect european, de la ordine. Cred că s-a cam pierdut trenul, pentru că a fost o perioadă, un boom, când într-adevăr am mutat, da? Exact asta am spus și eu, am început în ziua. Dar, cred că, știți, apar situația astea ciclice. Adică cred că vor mai apărea oportunități, părerea mea, până în 2025, când... Important e că avem strategia și atunci când apar oportunitățile, noi deja să avem important oricare. Important este să ne acredităm. Asta este primul pas, apropo de ce spuneați dumneavoastră, primul pas pe acesta este acreditarea. După aceea avem la dispoziție 2018-2019 colectarea informațiilor necesare. Trebuie primul să identificăm clar nevoile oamenilor. În perioada următoare, da. Așa, după aceea, tot în 2011, completarea, deci crearea unei baze de date, nu știu, legeți, tabele, folder, fișiere, care se cuprinde informațiile privitoare la beneficiarii de servicii sociale, completarea acestor documente, iar la fel. Centralizarea acestor documente este preconizată pentru trimestrul 1 al anului 2019, deci foarte repede cu alte cuvinte. N-am început deloc să zic. Deci, avem acreditat un serviciu social, asta înseamnă că ar trebui să ne permite și organigrama. Adică un serviciu social ar trebui să aibă minim 5 angajați. Da? Deci noi avem doar compartiment cu 2 angajați. Fondurile europene vin. Din cal s-au putut accesa 2 proiecte de tip social doar pentru acele OAT-uri sau OAT-uri. Adică acele OAT-uri care aveau acest serviciu social acreditat. Da? Deci serviciu social acreditat din cadrul calului Bacău, mai decât comună are Peciuri. Deci un serviciu de asistență socială acreditat a trebuit să fie o comună cu peste 5.000 de locuitori. Deci noi n-am început de zăbure. Referitor la angajați. Vreau să vă spun că și noi avem angajați, avem angajați la ora actuală 6 asistenți personali, care sunt angajații noștri, care îi plătim și care au grijă de cele persoane vârstnice și... Înnevoite acolo. Deci nu ne dați un exemplu, mă toșeniu, că ne-a luat înainte. Nu ne-a luat înainte deloc. Mă scuzați, dar nu vreau să culeți inițiativa. Nu mai vreau. Domnul de primul. Eu nu ne-am culeți inițiativa? N-am cules sub nimic că e. Așa, am fost așa de la ședința anterioară, acum o lume. Nu, nu contează. Nu, pentru că aceștia așteptă social. Domnul, aceștia așteptă social. La cuvânt, rog frumos, da? Da, scuzați. Așa. Aceștia așteptă social nu sunt angajați în cursul unui acestea, da? Deci avem așteptă social angajați de un an, de doi, deci în funcție de probleme care apar cu acel om vâznic și care are nevoie de ajutor, încercăm cât se poate din cadrul familiei să putem angaja. Să-i primiți partenerii sau, mă rog, să-i angajați. E foarte bine, dar vreau să vă spun că acolo în comună am văzut că ajung la persoane care nu au neapărat o angajat asistent personal, de la cei cu venit un minim garantat, să identifică persoane care să meargă la persoane neapărat de nevoie. Lucrul ăsta l-am făcut și noi, dar asta nu înseamnă că la primărea Botoșeni acei asistenți, nu acei asistenți, beneficiarii de ajutor social sunt și angajați personal a omului vâznic și încă mai beneficiază de 460. Păi nu, de acolo e identificat și angajat. Obligatoriu că nu mai vin la venit din generator, dar și angajat. Dar de acolo, din acea categorie de persoane, ca să zic. În fine, salut încă o dată.
această strategie, inițiativă. Aștept să vedem ce roade, după ce se vor obține acele autorizări. Mi-a plăcut că s-a pomenit aici despre prevenirea banilor, de încurajarea voluntariatului. Aștept să văd cum se va face. Și cred că va fi greu, sunt convins, dar nu trebuie să... Nu credem că se va și realiza. Am toată certitudinea că doamna de echipaje poate să... Mai înțelegeți cineva? Cuvântul? Domnul Blac, aveți cuvântul. Ce să mai completez, deși deja au spus colegul meu consilier, domnul Dirivașa, și în măsură domnul că lucrează cu care genul din domeniu, da. Mai departe, din mare rost să mânce, să ne ținem așa de punct important, dar s-a spus ce este esențial. Bine, chestia cu copiile, domnul consilier Bordaru, dacă o să luăm în evidență și probleme cu copiii care au probleme, o să afecteze și școala dacă o să pivați în ce să fie plasarea. Și așa deja la școală la Parava s-au desfințat de 2-3 posturi. Asta e strategia, deci. Deci dacă domnul Ciupătaru face de frică la frată cu singurul Nepulcea, da, noi avem în evidență cu copii, am discutat cu familia, nu vor copiii să-și părăsească familia, au promis toate rudele că voi trimite ajutoare din străinătate, îl vor mobiliza pe Ion Ion să-și facă și au treaba cât, atât familia cât și noi, deja am mutat câteva discuții prin bun. Sperăm să iasă bine în cazul. Oricum, copiii se mobilizează. Dar dacă copiii vor fi duși de aici, automat afectează și școală. Noi nu vrem și nu este. Sunt anumite clase care funcționează la, eu știu, la un nivel minim, adică la un nivel minim de copii. Și în cazul în care mai pleacă doi, automat devin acele comasări, care știu. Noi nu vrem și nici nu ne este ușor. Trebuie să ne la mine, să vă zice așa cum ne-am promis, că am gândit ceva, ajutoare, funcționat cu mie lucru. Mă ruga, urmă, încerca să faci tot posibil, promit că trimit bani de acolo ca copii să rămână în familie, să urmeze cursul școlii. Da, vrea să ia el unul, m-am înțeles, în Anglia și să rămână cu celălalt. Hai să ne sunt valid, bă. Da. Mai e? Mai are cineva? Ceva de spus? Punem la vot proiectul de hotărâre? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. Să votați proiectul numărul 3. Catastrofa. Da. Așa. Acum execuții bugetare din semestru 1 pe 2018. Dăm cuvântul domnului primar. Istorie potrivitului de aprobare execuției bugetului local la venituri și cheltuieli. Primarul Comunii Parava, județul Bacău, o vedere. Prevederea secțiunii numărul 4, articolul 49, alineatul 12 de legea 273/2006, analizând raportul domnișoarei contabile Jutaru Iuliana din cadrul aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunii Parava, județul Bacău, și în temeiul că vede articolul 45 alineatul 1 colaborat cu prevederea articolului 115 alineatul 1 litera B de legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli. Față de cele rezultate, vă rog, analiza și aprobarea și aproba prezenta hotărâre. Proiectul de hotărâre privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava și a bunului la licitații finanțate din venituri proprii pe trimestrul 1 a anului 2018. Consiliul Local Parava, județul Bacău, având în vedere prevederile secțiunii numărul 4, articolul 49, alineatul 12 din legea 273 din 2006, analizând dispunerea de motivele Comunii Parava, raportul domnișoarei contabile Jutaru Iuliana din cadrul aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunii Parava, avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, și temeiul prevederea articolului 45 alineatul 1, colaborat cu prevederea articolului 105 alineatul 1 litera B, de legea administrației publice locale, numărul 205/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunii Parava și a bugetului
activității finanțate din venituri proprii pe trimestru 1, anul 2018, așa cum este prevăzut în anexa 1. Articolul 2, anexa 1, face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3, prin urmă, secretarul comunii Parahul de Zăbacău, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Se prevede cunoștință Zăbacău, în vederea verificării legalității primarului comunii Parava, cu departamentul de specialitate și va fi adusă la cunoștință publică. Raportul privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli de trimestrul 1 anul 2018. Cum să-l citesc ca să... Da, nu l-am zonat, dar n-am avut fiecare discutăm de mașina lui, tu ești prea discuții, doar. Da, trecem la discuții, fiecare grup parlamentar își are așa. Deci trecem la discuții. Primul, cine dorește? I-am 20, ai 3 minute. Raportul? La ce? Nu. Favorabil, 4. Eu am de la diversie. Deci, am stat ce să mai discut. Deci așa. PNB, știi, PNB. Aveți 6 minute. Dar am mai rămas de la... Credibil. Impozit pe mijloace transport persoane fizice. Se referă și la tractoare sau doar la autoturisme? Eu nu știu. Orice. Orice atâta. Păi mă întreb. Nu orice. Nu orice. Nu orice. Deci mijloace transport persoane fizice. Așa scrie aici. La ce se referă? Eu nu e clar. Acel temetite. Da, toți mijlocitorii de la autoritate și Dumnezeu sunt în mâna la ei aprobat un buget pe că vă dai aici previziune la de 21.000 sau în casa 20.000 ar fi să zicem că sunt clare, dar și că toate sunt ok, toți cei care posedă sunt înregistrați și că au plătit, da? Ok, rămâne de văzut, impozit mijloace. N-am să cer un plus. Dacă, într-adevăr, sunt înregistrați toți și plătesc toți. Ce am scris ce tot pe drumul public, plătești impozit. Nu știi sistemul ales să le descrie. Deci, în momentul când eu am achiziționat o mașină, poate să fie leasing, poate să fie nouă, poate să fie SEAS, da? De la un cetățean dintr-o altă localitate, el plătește acolo și... El își achite datoria acolo, iar primăria de acolo, trimite adresă către noi și spune cu data de înregistrat mașina, marca, numărul... Da, bine, am zis să nu mă bagă aici, nu sunt înregistrat. Și automat, programul crea și nu ceva... Eu mi-am plătat doar acolo unde era nelămurire, aici am întrebat, pare a fi ok. Subvenții de stat ajutoare pentru încălzirea locuinței. Erau aici niște prevederi de 16.000 de lei, i-am văzut cheltuiți 2.051. De ce? Cum? N-au mai cerut oamenii, n-au știut? Ce se face cu diferența de bani? Rămâne pentru la anul? Nu, dar nu-i avem, nu-i primim.
De s-au prevăzut, pentru că noi știm cam cine ar avea dreptul acesta ajutor de încălzire, da? Așa. Lunele de încălzire sunt noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Sunt mulți cetățeni care nu vin și depun din octombrie pentru noiembrie, da? Și-au pierdut o lună, deși noi am prevăzut ca el să iei și luna noiembrie. Sau nu depun, mici în noiembrie depun în decembrie și deja au pierdut două luni. Și el a fost prevăzut ca să le încaseze. Și noi nu vrem bani. Când noi la fiecare lună, până în data de 5 ale lunii, noi ducem situația cererilor primite. Și în funcție de cererile primite, primim bani. Și banii ăștia nu ne dăm din bugetul. Am înțeles. Ce au cerut, dar ce i-a primit. Atât au cerut. Oamenii de așa, atât au primit. Ai fost previziunile noastre? În funcție de anul trecut, probabil. Nu neapărat, în funcție de anul, deci în funcție de anul trecut. Dar la anul ăsta, domnul Marcan, să vă ajut, s-a schimbat legea, nu mai primeau toți care erau într-o casă. Așa. Doar cei care au o casă. Ok. Ce mai e acolo și povestea că și beneficiarii 416 beneficiază de acest ajutor de încălzire. Automat. Da, automat, da. Numărul lor, fiind fluctuant, nu a avut dosar în decembrie, automat că nu și-a mai... Automat, nu mai acum, dar mai au casă. Ajutor de încălzire. Am înțeles. Dacă n-au casă, nu mai crezi. Foarte bine. A zis ca să înțelegi și cazat află și cetățenii. Bun, trecem dar la... Cetățenii știu, da. Ei știu mai bine. Cei care sunt interesați. Corect, corect. Unii devin interesați prin parcurs. Trecem la rubrica total cheltuieli. Aici a fost venit până acum. Secțiunea de funcționare total. Bun. Și ne-am oprit acum că am aflat și eu unde se încadrează acea amendă. 56.000 de lei din 78.000. Deci de 78.000, bunuri și servicii, noi plătim 56.000 doar pentru acea amendă. Amendă despre care am tot luat o discuție și am să o luăm până când să reușim toată lumea. Da. Pentru că am înțeles că trebuie plătit acea amendă. Am înțeles că eram eu mai nelămurit, mai bătut în cap, să zic, pe românește și nu înțelegeam. Am înțeles mai greu, am înțeles că trebuie plătită ca să meargă în continuare această instituție noastră. Dar, totuși, acolo, în raportul Curții de Conturi, spunea că trebuie recuperată suma. Ați făcut ceva în situația asta? Ați făcut vreo somație? Ați făcut, nu da, mă repet, dar nu știu câte oare. Să ne prezentați ceva, dacă ați făcut. Am un dosar de corespondență cu acea firmă de consultanță. Săptămâna asta, sper că așa mi-a dat un răspuns, să vină la o discuție, la o eșalonare a plăților către noi. Cred că în cursul lunii acesteia sau începutul celălalt, deja vom încasa prima tranșă de recuperare. La ce vă referiți? La sume privind amenda sau la alte sume? La amendă. La amendă. Domnul primar, de sume. Păi. Haideți să-și pun în punctul vedere toate ce aveți de spus dumneavoastră. Referitor la aia și la urmă vă dă răspunsul la tot ce puneți dumneavoastră. Nu, păi de altfel pierdi din timpul de vorbire fiecare și atunci stăm și am eu rezolvă. În discuții vă rog să vă punctați toate punctele. Domnul primar, vă notați ce are și dați la fiecare răspuns. Așa e corect. Dar așa este corect. Altfel intrăm într-un dialog. Așa tu întreb tot ce este de întrebat. Păi, exact asta e frumos, dialogul. Păi, dar dialogul e. Dialogul nu se face într-o ședință. Doar nu stăm aici la... Nu spui problemă. A pus o problemă serioasă. Serioasă. Și am zis să fie următor. Pune problema, toate problemele din execuția bugetară. Și la urmă, domnul primar... Nu sunt sigur de săptămâna. Asta vreau eu la ședința asta. Vezi ceva împotrivă? Domnul, eu vă întreb. Vezi ceva împotrivă? Supune la vot. Dar dacă... Sigur. Pentru că așa spune regulamentul. Supune la vot. Supune regulamentul, spune regulamentul. Nu, nu, nu. Ca să ne vorbească și după aia la... Păi da, fiecare, așa intervenim fiecare, nu știm ce vorbim, ce nu vorbim. Dumneavoastră, domnul Vic, din timpul dumneavoastră, vă spuneți toate problemele ce aveți referitor la execuția bugetară, domnul primar își notează ce are de spus și vă dă răspunsul.
Supun la vot. Atunci înseamnă că degeaba am plecat. Supun la vot, dacă vă dați, supun la vot. Domnul primar, spune că e mai bine așa. Dumneavoastră nu înțeleg de ce nu sunteți la legea. Pentru că nu e mai bine așa. Dacă am stabilit la început, ați vrut ca fiecare din timpul dumneavoastră să vă expuneți în această ședință. Păi atunci vă expuneți ce aveți de spus și la urmă vă dă răspuns. Nu mai e normal? Dar nu e normal? Dar n-ați votat așa. Domnul... Păi eu ce spun? De ce le-ați spus? Dar n-ați votat așa, domnul, în punctul la cel mai ușor? Am zis că a fost și dânsul probleme, dai că te-o vorbi și după prima dată le-a răspuns-o. Care să nu mă? Dar mi-e zis, pare, punctual chestia asta, că vă urmăriți și aici. E tot una, ori când faceți întrebările odată și primesc răspuns la toate odată, ori când le pun, dar își primesc să mie. Da, că nu o să superi eu de grupul ăsta. Dar răspunsul pe la și pe grupul parlamentar, grupul OPNR, are mai mult timp și iar o să superi pe dumneavoastră. Aici sper ca să opri cronometru, pentru că nu am spus la chestia. Și vă rog frumos, dumnealor, din celelalte grupuri, poate să se referi exact la aceleași puncte la care m-am referit și eu. Și, numai și dumnealor, dumnealor, domnul primar, să dea alt răspuns sau știu eu, în același subiect poate avea mai mult. Nu dea alt răspuns. Nu, domnul Tilibaș, nu dea alt răspuns. Păi dacă vă dă răspuns, nu-i mai pune întrebarea. Păi mai pune întrebarea, păi nu-i... Păi atunci... Domnule, se uită cetățenii la... Dar nu lasă uite să vadă că așa este corect și democratic. Și normal. Și frumos că așa este. Până acum, domnul Lame, ne-am învățat să vorbim neîntrebat, să vorbim orice, vorbim frumos, vorbim pe subiect, punem întrebări și mi se răspunde. Nu-i corect așa? V-am spus că da. E mie tot până la urcă, că nu am jurat să vorbim. Gata, dați-mi drumul, voi. Vorbeam din timpul meu. V-am rugat, dar v-am rugat, dar ce zice? Mai are, mai are. Deci mi-ați răspuns la capitolul amendă, că aveți certitudine, aveți să ne prezentați și nouă, că ați cerut în scris lucrul ăsta și că ați primit cumva un răspuns tot în scris, referitor la acele încasări care... Când lăsame și amânare atunci vă prezint. Dar că ați cerut, aveți ceva să ne arătați? Am o corespondență cu persoanele care au fost implicate în comisia de evaluare respectivă. Mă rog că scrisă, că nu pot să stau la telefon să spun, băi, știi... Deci noi acum, dacă vrem să vedem, ne puteți arăta, da? Nu. De ce? Lăsați-mă să duc procedura la final și atunci mă duc la cunoștință toată în capoare. Ok, și dacă... În toate ședințele mele, să aceeași problemă cu amendă. Dacă nu ne-am săturat de aceeași problemă. Dacă nu sunt voi interesați, dacă nu mă interesează, dacă... Atunci pentru ce candidați? Domnul Pișcu, pentru ce candidați de ani de zile, dacă tăiați fraca unui om care cere? Nu vă întrebi și pe dumneavoastră, pentru ce ați candidat? Păi nu vreau să fac scandal, dar pentru ce ați candidat? Vă rog frumos să părăsiți sala. Nu o să nicio sală. Atunci stați în gură. Da, și atunci mai, lăsați-i pe fiecare să vorbească. Păi vorbește, nu... Păi dar vă tăiați fraca, ci că vorbim de nu știu când, sunt banii voștri a tuturor, deci... Păi lăsați-i să vorbească. Domnule Pișcu, ședința trecută. Păi da, și v-ați interesat, știți vreo răspuns de la ședința trecută sau de 7 ani? Dar nu veniți să ajuns în ședința noastră. Îmi cer scuze, că așa s-a făcut, v-am urmărit ședința și din martie și dumneavoastră închideți gura tuturor. Lăsați-i să vorbească, dați candidat. Dați candidat, sunteți în rolul cetățenilor. Vă rog frumos să vă lăsiți sală. Nu o să păziți nicio sală. Și o să vedeți că o să aveți probleme dumneavoastră, că așa spus și nu a trecut. Nu vă mai dați bani. Ați plătit taxele și impozite, sunteți un exemplu de consilier? Da, bine, foarte. Sigur. Și sunteți mulți dintre ei. Eu aș dizolva consiliul ăsta local. Pentru că încercați numai așa, să faceți gălăgie și atât. Nu faceți ceva. Domnul Pișcu, eu vin cu dovezi. Dumneavoastră aveți dovezi, îi tăiați crac acum. Primul mandat, nu vă faceți de cap. Hai să fiți de cap. Încercați să fiți mai altă. Și după aceea să vorbim. Dacă sunteți consilier. Revenim de unde am întrerupt. Domnule Pișcu, domnule a fost întrerupt. Dumneavoastră spuneți că s-au săturat colegii noștri consilieri de acest subiect tabu. Eu, din potrivă, primesc semnale de la cetățenii comunii. De aici plecați în afară, dacă sunt în continuare cetățenii comunii, că sunt tot mai interesați. Dumnealor n-au știut ce s-a petrecut. Eu când am spus ce am spus, n-am vorbit din vorbe auzite, de clacă, de pe aici pe acolo și dintr-un acel raport oficial pe care dumneavoastră am înțeles că aveți curajul să-l contestați. Dumneavoastră și domnul primar a spus că sunt niște erori și domnul ex-vice, domnul Ovidiu aici lângă mine, a spus că sunt niște erori. Ok, eu nu sunt în măsură să spun că sunt erori, dacă dumneavoastră puteți fi în măsură, ok, faceți-o, dar eu cred că acel raport poate fi contestat de aceeași instituție care l-a emis și nu de către noi.
Deocamdată eu am citit din el, îl am la mine, am și o sinteza raportului, am date din acel act oficial. Și dacă tot întreb, acum am spus, am înțeles într-un târziu că trebuie plătit amenda, dar totodată vreau să văd că faceți ceea ce trebuie pentru recuperarea sumelor, astfel încât noi plătim amenda din bani publici și punem la loc după. Și ce-i rămâne asta? Dacă vreți, raportul are multe capitole. Bani dați aiurea pentru taxă radio TV, nici nu mai ce aproape nu știu pe din afară, care nu mai trebuiau dați, din moment ce s-a anulat acea prevedere legală pentru care se încasau. Aia trebuie dați recuperați înapoi. Dom'le, v-am dat niște bani din greșeală sau dintr-o eroare a noastră, noi trebuie să recuperăm banii și să-i punem la loc. Și mai departe, sunt o grămadă, nici nu vreau să-l mai scot, că știți că e mare și stufos și nu avem timp. Dar eu am să pomenesc de lucrurile astea în ideea că odată și odată vom intra pe făgașul normal. Nu e corect. Spuneți, repet, că ne-am putrat oamenii, abia acum au aflat și sunt tot mai interesați. Pun întrebările, domnul primar, le dă răspunsul, oamenii vor hotărâ dacă sunt mulțumiți de răspunsul domnului primar sau nu, dacă îmi spun în continuare, domnule, ok, a răspuns omul, ce mai, lasă-l în pace. Atunci am să las în pace, cum își mulțumesc, că nu am nimic personal cu domnul primar și cu nimeni dintre dumneavoastră. Referitor la datorni, și ați văzut, până și doamna aflat de la București sau de unde este, cetățenii cu atât mai mult discută. Și atunci, de ce să discutăm pe afară, de ce să nu discutăm aici de față, într-o ședință publică, oamenii să afle, să ne punem odată și odată... Da, domnule. Da. Sume recuperate din anii precedenți. Era 00, 00 și aici. Mi-a dat răspunsul domnișoara contabilă sau economistă, ce este, în cer scuze, dacă noi am spus titulatura corect. Cultură, recreere și religie. Prevederea erau de 18.000, cheltuiți 10.079. Iarăși o diferență mare. Sunt 8.000 de lei, vedeți? Le-am avut de unde să le dăm. Da, domnișoara, cum are răspuns? A dat și aici răspuns? Ei, da. Cheltuim mai puțin. Persoane cu handicap, la fel. E o diferență, deci s-a cheltuit mai puțin, cu 30.000 aproape, cu 29.000. La protecția mediului, la fel, 27.000 era prevedere de 24.000. Deci banii ăștia care au rămas necheltuiți rămân în continuare, nu? Dacă am avut prevăzut, înseamnă că au fost puși deoparte, aveam, nu? Nu s-au cheltuit, rămân în continuare, trec la trimestrul următor. Deci am înțeles că trebuie să înțeleg și eu și totodată cu toții. Da. La învățământ, 60.000, totuși 00. Întreb și eu, n-ar fi trebuit să fie aici doamna directora școlii sau cine gestionează, nu, dumneavoastră, nu? Răspunde de banii alocați pentru învățământ. Dar nu se spune despre cheltuieli sau... Se spune de dezvoltare. La dezvoltare. Adică n-a început să dezvolte primul trimestru. Aici e cu proiecte. Păi domnule Hrăbașa, hai să-l înțelegem. De asta am vrut să... De asta voiam și l-am vrut, domnul Așu, că vreau să discutăm punctual. Da. Da? Deci ăștia bani care ați dat la învățământ și nu sunt cheltuiți, este vorba de acele cheltuieli neeligibile care le-am prevăzut noi pentru derularea proiectului Modernizare și Valbarava. Okay. Modernizare abilitare. Da? Deci acolo, la timpul ăsta, suntem în SICA, nou sistem de achiziții publice. La evaluarea tehnică au ofertat 5 ofertanți au fost, unul a fost descalificat din documente. Astăzi, fiind joi, cred că marți ar fi ultima zi de pune a calificărilor care au fost solicitate. E posibil ca într-o lună procedura să se termine, să încheiem contractul de execuție cu unul din un ofertant și abia de atunci încolo acești bani vor intra în cheltuiala. La bani n-ai cui simt aici. Da, am înțeles, păi nu-i procedura finalizată. Am înțeles, ok, nu-i așa aici. Locuințe, servicii și dezvoltare publică. La fel, 723.000, cheltuiți doar 5.029. E același lucru? Unde? Locuințe, servicii și dezvoltare publică. La ce se referă mai exact? Am aprobat noi îngrijorările pentru garaj. Pentru garaj, așa.
Ok, eu am terminat. Da, referitor la raportul curții de conturi, dacă a stat și l-a studiat bine, 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 din scoarță în scoarță și ați văzut că, la urmă, domnul auditor de la curte a lăsat niște sarcini de recuperare a amenzii, de recuperare a sumilor, da? Nu mai e bun și dânsul, instituția, la un an vine și verifică. Da? Și atunci voi răspunde, cu gând judecată în fața dumneavoastră, de ce nu am făcut acele recuperări. Sau vezi prin felicitări că le-ați făcut. De ce nu? Da. Sau și așa. Deci este și varianta asta. De fapt, la taxa aia radio, nu ne-am rugat noi frumos de radio de ziua română să-i plătim. Acea taxă radio vineau prin facturile EON. Și n-a observat nimeni. Din salariații să dăm așa banii la stați când în lege spunea că nu trebuie să mai luați. Deci nu e nimeni vinovat decât stată, funcționarul care nu s-a uitat ce plătește. În aparatul dumneavoastră, probabil. Asta e. Nu avem nimic. Noi încercăm să fim aici o comunitate, nu ca de ceva. E drept pentru că o perioadă sau un casar și era... Sunt ani de zile de când nu mai exista în lege. Păi, dar așa de tot de ani de zile, domnule. Da, da. Trebuia cel care plătește, funcțional, trebuie să fie foarte... Vă rog la ori, nu puneți să întrebi, da? Da. Nu, discutam așa. Da, păi dacă dumneavoastră interveniți în ședință, ar trebui să vedeți în așa este, vorbim după aia cei care suntem în ședință. Hai să fim... A spus că nu respectăm legea. Sau dacă nu aveți întrebări pe subiectul respectiv la proiectul de hotărâre. E ca asta, da. Cereți cuvântul la domnul. Cereți cuvântul, dar nu intervenim fiecare când dorim. Și nu știți dumneavoastră dacă am plătit sau nu impuneți, să-mi vă duceți joc la caseriști? Nu, am pus o întrebare, pentru că, că la consilie, totuși sunteți foarte reportat la consilie. Dacă aveți ceva discuție, aveți ceva la urmă, vă mutați, spuneți, nu aveți drept, spuneți, spuneți, în 10. Dar nu vă supărați, trebuie să se consemnezi cu dumneavoastră. Cine sunt dumneavoastră și cu ce consemnezi? Sunt un cetățean, mama este trage de aici. Da, Petre Dorina. Da, domnul, da. Aveți cuvântul. Numai puțin ca să pot să funcționez și eu, vă rog. Uite, da. Cetățeanul domnului sau... Nu. Sunt, e mama de aici. Fica. Domnul Dumnezeu, de la București, vă... Da, dar nu știu cum... Fica asta. Dar ce legătură are, doamna? Nu știu de calitatea care... Așa, da. E logic. Da. Un cetățean al acestei țări. Așa e. De așa din bună, nu l-am adormit. Mișu. Da, vreau și eu să o știu. Păi avem dreptul la lucrul nostru, avem... N-am știut că am fost... 15. Îmi cer scuze, am fost pentru o intervenție cu familia... Și am fost prea ce doriți amână. Chiamă să pare, trebuie să vorbim. La urmă dispune... Sunt mai multe la urmă, așa este. Terminați cu ordinea de zi și după aceea să vorbesc și eu, doamna. Da. Ca să nu vă stric ședința. Nu mi-o stric așa. Da, vă mulțumesc. Vă rog să menționați, doamna secretar. Sigur, vă mulțumesc. Domn primar, pentru ceva sugerare dumneavoastră, pentru buna funcționare a Consiliului Local, primăriei Parava, așa, care l-ați administrat, vă rog frumos să le solicitați în scris, să le trimiteți acele plicuri acasă la acei cetățeni rău platnici, așa, care i-avem cred că bănuiești de aici, din Trigoreci, consilier, să-și achite datorii la Consiliul Local pentru buna funcționare a comunității, a gospodării. Mi se pare ceva corect. Normal, dumneavoastră trimis la băbuțele care are 200 sau 250 de lei pensii să-și plătească tributul pe casă și teren acolo, cât are 2-3 prăjini în jurul curții, cu două băi și un bocoș. Asta le-am spus. Aveți ceva? Da. Vreau să vă spun că în perioada până la 31 martie, perioada aia care cetățenii beneficiază de acea bonificație. După data de 31 din martie, compartimentul impozite și taxe face înștiințări de plată către toată lumea. Deci nu către acele băbuțe și nu e vorba de tribut. Deci către toată lumea este înștiințat. Da. Deci sunt deștițări de plată care pleacă prin... Da, dar bănuiesc că la alt cetățen, deci cu o sumă care e așa foarte mare, așa, cât ar trebui să plătească gen un om de rând impozitul tip 10-12 ani de zile, are persoane să achete impozitul la... Sunt debitori și cu valori mai mari și cu valori mai mici, dar toți sunt înștiințați. Pentru că noi când avem ședință de Consiliul Local, tot timpul eu vă aduc la cunoștință toate problemele, pentru asta am candidat să reprezint cetățeni. Și tot timpul îmi spune. Și îmi pun pas cu tot felul de prostii de pe margini, pe alte persoane care nu au nicio gardă, dar în schimb, pe un sat care merge, știi, să dezinformeze la maxim.
Eu, pentru buna funcționare și, și în sprijinul dumneavoastră, așa ca să vă fiu, când vă aduc la cunoștință în Consiliul Local, dumneavoastră dați denume, că n-aveți bani. N-aveți rovele ca să, știu, să balastrați o uliță, să se băgați un grede, n-aveți motorine, n-aveți așa. Păi, trimiteți-le, domnule, scris acasă să achite taxele care le are. Doamna, cum ai deci tot la ora actuală, tot cetățenii sunt înștiințați. Da. Dar vreunii care mai are față de... de... Vă mulțumesc, de asta aveam să vă spun. În ultimul punctele care au fost luați la trebuate cu toate conturile sunt și faptul că în anii trecuți nu au fost înștiințați chiar de persoane. Conform legii, dacă nu mai știu 273 privind finanțele publice locale, suntem obligați să trimitem la absolut toată lumea, deci la toți muritorii de rând, vorba vine mâine, la, toți, la tot poporul care plătește impozit către UAT, către comună, cât are de plată în anul respectiv. Deci da, nu iertați, cred deci, că se face ceva cu... Până în prezent, nu știu dacă s-a făcut, dar din câte știu anul trecut, nu, dar anul acesta, undeva prin luna februarie, au primit câțiva cetățeni, chiar pe cei de-a mei de rând, uite când am primit prima da, casă, cu impozitul... Chiar impozitul, și eu am discutat cu domnul de la casă de le-am trecut și să eu le-am impus și eu, ca să respectăm legea, în momentul în care vine curtea de conturi, să nu ne mai treacă... Dar să fie egală pentru toți, nu numai pentru sărașii aia, sărmanii aia, cu 200-250 de lei pensie acolo, care își lungește zâmbi, nu are nici de medicamente, și gen care are cât de 3.000 sunt. Dar de că nu mă înșel ce am mai auzut, și 1.800 de plătit, e puțin ce vorbesc. Da, poate sunt alții și mai mari, dar eu spun niște sume așa. Acum, dacă vă spunem aici așa, e total nepopular ceea ce spun eu, dar nu știu exact, dar va trebui, n-am amputat, dar va trebui să port o discuție foarte serioasă cu domnii de la taxe și impozite, pentru că va trebui să trecem la executări silite. Deja am făcut. Deci, suntem populari. Și acum unii suntem corecți. Dar dacă nu trecem, vine curtea de conturi și întreabă... Chiar că rog respectos, pentru buna funcționare a gospodării comune. Se va pune vorbire pe pensii, pe ce are omul pe acolo. Deci în cazul ăsta am venit și într-un sprijin domnului primar. Domnului primar! Întregi comunitate. Așa tâmneam, vin în ședința de Consiliul Local, el nu spune, ba de știu de ori, ba de prietenie, că își pierde voturi. Păi dacă îl sumeți... Domnul, dacă v-ați terminat timpul de discuție. Da, scuzați, domnul. Așa, și dumneavoastră, și toți consilieri, să încercați să stați în vorbă cu oamenii, să le explicați că este necesar și să puteți... Eu țin să informez, doamna secretar. Deși în momentul în care se vor trezi cu propriile, pe ce au ei acolo, că da, o pensie, un salariu, ce Dumnezeu, că la nimeni, bănesc că nu e foarte bogat, dacă să înțelegem eu, în momentul în care se vor trezi cu acea propriile, să nu înțeleagă, să nu creadă că are cineva ceva cu ei, ci pur și simplu încercăm să aplicăm legea. Pentru că dacă nu o facem, vine curtea de conturi și te întreabă, de ce n-ai făcut-o? Ah, păi înseamnă că îl țin cu ăla în brațe, păi, nu știu ce. Trebuia să faceți domn primar până acum, ce ați făcut? De aia cu domnul Blaga, asta încerc să spun. De aia sunt liberi să-i avotați. Nu, nu, deja avem probiri, avem probiri pe pensie de anul trecut de prin mai. Da? Deci nu-i la sprijinul noastră sau la... Eu am semnat niște chestii. Da. Vă mulțumesc. Voiam să completez cu curtea de conturi. Săptămâna trecută l-am cunoscut pe domnul Boce de la Consiliul Județean, unde ne-a spus că ei au primit 14 măsuri din partea Curții de Conturi și le-au contestat și au câștigat 13. A rămas doar una care și aia o să o conteste, nu s-a prăbărit. Cred că și noi, de toate măsurile, trebuie să le contestăm pentru că sunt prea multe și se bat multe cap în cap. Adică, asta e părerea mea. Dacă am face lucrul ăsta, cred că am ieșit mult mai bine. Foarte bine. Păi, bărbesc, aveați un timp în care putea să contestați. Un timp aveam... Da, și volumul de fund am trebuit. N-am avut ce contesta, amenda e clar, trebuie să o recuperăm. Diferența aia din balastul de la 24 de metri cu la 20, cât avea normal să treacă mașină, n-ai ce-o contesta. Din 2014. Deci, contește în momentul în care... nu știu, dar deci discordul la salariu, cum a fost dispozitiv. Domnul Blaga. De ce?
foarte multe comune au contestat acuși și s-a dat ședință comună, ce au imputat curtea de conturi. Funcționarii nu sunt nevoiți să nu mai recupere, să mă dea bani înapoi. Noi am fost aia care am recuperat, din păcate, adică salariale care nu și-au achitat aceste datorii în urma auditului curții de conturi și au mers la instanță, au câștigat, ai mei, am discutat cu ei și au zis că eu știu decât să pierdem și să fim nevoiți la final să dăm grămadă, prefer ca în fiecare lună să-mi iei 100 din salar până când acopăr la noi sau recupera banii. Degeaba au venit hotărârea judecătorească comună împotriva curții de conturi. Aia care nu au plătit, au rămas cu banii în buzunar. Ai nu știu dacă au fost corect și sau m-au înțeles și au vrut să recupereze, au rămas cu papa. Au rămas cu din papa. Nu, a chitat. Aici e vorba. Aveți de la agenții economici. Aveți de recuperat de la agenții economici. Da. Aveți și o raportă. Da? Este o firmă, SECE Trans Șorea SRL. Da. Din care înțeleg acolo că nici firma aia nu știe să fure. Doamne, la urmă, frumos, haideți să vă... Da, dar să vă spun că aveți de niște bani de acolo. Da, știu. Așa. Asta pot spune. La locul nostru mai era cineva? Nu. Am să spun eu câteva cuvinte. Și să-i dau și răspunsul doamnei. Da. Așa. Deci am spus că nu pun pumnul în gură la nimeni. Până acum am fost învățat să vorbim dezorganizat și... Eu cred că trebuie să avem un dialog civilizat, să vorbim aici în ședință toate problemele care sunt pentru comun, că de-aia am fost aleși de către populație, să venim în sprijinul lor, să facem lucruri bune pentru comun. Dacă au greșit unii, plătesc. Cine greșește, eu zic că plătește. De ce o spun cu amenda? Pentru că noi am votat foarte clar în ședința de Consiliu să achităm această amendă și la fiecare ședință tot timpul se întreabă de ce achităm amenda. Dar n-am votat odată în Consiliu și am fost de acord. Deci am fost de acord. Domnul, vorbesc eu, domnul Lavra, nu? Am intervenit când ați vorbit dumneavoastră? Deci am fost de acord, am votat și am rămâne domnul primarul stabilit atunci că va avea e în continuare în discuții cu cel care problemele care le-au avut, așa a rămas. Fie. Trebuie să o dăm asta, că am votat, am fost de acord. De ce la fiecare ședință punem aceeași discuție de când plătim amendă, iar plătim amendă? N-ați fost de acord de ședința de Consiliu? Vă întreb pe toată lumea asta. Da, să vă spun de ce. Așa, păi spuneți, da. O să dați să răspundeți. Nu acum, când vă dau cuvânt. Așa. Nu că are cineva împotrivă sau nu vrem să meargă treburile bune în comună. Referitor la domnul primar. La răi platnici. Am stat de vorbă și cu chiar vecini de-ai mei care, într-adevăr, sunt răi platnici și le-am explicat. Vă zic, nu o să mai duceți prea mult așa, pentru că o să aveți impuneri și o să aveți impuneri forțate și o să plătiți până la urmă. Nu face impozitul pe care îl aveți de plătit cu dobânzile aferente la impozit. Ele au crescut. Țineți minte, domnilor consilieri, când am dat noi o hotărâre o hotărâre a Consiliului Local. Printr-o hotărâre de guvern care vineau în sprijinul celor răi platnici să reducă acea penalitate. În mai 2015. În mai 2015. S-a redus penalitatea și să plătească la întreaga sumă care aveau de plătit la... Că plăteau debitul și mai plăteau niște 25% din penalitate. 25%. N-au plătit, au fost înștiințați o parte. Au crezut că ei vor rămâne cu astfel de debiti. Am chiar ieri am vorbit cu cineva și are vreo 7.000 de lei de achitat. Nu că el nu o să o plătească bărnasii acasă. Dar deci din Consiliu nu are nimeni de plătit? Cred că un exemplu. Nu știu, eu nu am niciun leu restant. Eu am înțeles că este un dumneavoastră, să nu vă confund. Dumneavoastră sau nu știu care. Cine e domnul Soare de aici? Bine, spune lumea. Nu sunteți dumneavoastră? Cine e domnul Soare? Am înțeles că aveți vreo 300 și poate. Lăsați la urmă întrebări. Mai e încă o problemă. Cred că, domnul primar, toate locuințele, chiar dacă nu sunt autorizate, ar trebui impuse la impunere, că tot trebuie să intre în legalitate. Păi trebuie să intre în legalitate. Da, le băgați un impost. Da? Da. Deci toate locuințele construite fără autorizație, în special în satul Lădoaie, inclusiv cele cu extinderi mansardări, au fost
măsurate, jure măsurate și toate sunt trecute la impozit. Nu știți de ce nu am auditul Curții de Conturi nu a plecat atunci, anul trecut, până când au vrut să vadă, să vadă lucrul ăsta. Scrie. Și atunci comisie discreționare, deja avea și mai făcut și înainte, se discreționează la o constitută comisie formată de dirigeam urbanism, taxe și impozite și registrul agricol și s-au mers din casă în casă și plus actualizarea celor cu autorizație. Nu, că din discuții cu tati Goclezeu au zis că deocamdată el nu îl pune la impunere, că nu-i terminat. Zic, bă, dacă nu-s termin, să știi că o să fie impus. N-avea, n-ai cum să nu fie impus. Plus de asta, domnul primar. Pentru conectarea impozitului... Da, ce face aia? Vă mai spun un singur lucru, și am încheiat. Din discuțiile purtate și în ședințele pe, a noastre, pe domenii. Să spune, domnule, s-a crescut și remunerația la personalul din primărie, ar trebui pus la muncă, adică să se vadă o mișcare exact. În așa mai bine. Deci, până acum am înțeles, domnule, aveau retribuții mai mici. Fișa postă. Am văzut că n-am fost împotriva. Consiliul Local n-a fost împotriva. Ar trebui și cei, că suntem totuși un număr de oameni, să-și facă datoria fiecare. Că mai venim uneori și mai vedem cu telefonul și Facebook, mai fac nu știu ce. Adică să se vadă. Da. Și unii care n-au făcut. Partea grea de încasat al taxelor și impozitelor este cea bunicii. Deci n-am pus să nu spun acum, domnule, stat, nu avem până acum stați, că avem un volum de muncă. Dragul meu, nu motivați salaria. Acum sunt motivați și eu cred că... Mă scuzați, un pic. Gata, domnul Blaga. Deci un pic de repede. Ți-ai terminat timp, domnul Blaga. Vă rog, ți-ai terminat timp. Vorbeam eu. Da, vorbeam domnul primar. Da, deci cea mai grea parte de recuperat este partea de terenuri sau proprietăți a bunicilor sau răzbunicilor noștri, pentru care nimeni nu vine și își recunoaște că lucrez pământul lui bunicul sau stăpânesc pădurea lui bunicul, vin și îmi trăiesc doar impozitele mele și am plecat fără să mai întreb, știi, dar am pământul la lung pe care l-am tot bunicul Neclai Deliu. Și la Neclai Deliu acolo se învârte și se învârte datoriile și impozitele la nesfârșit. Până când o să ajungem o dată la o dezbatere, că moștenii dau tot timpul, dau exemplu familia mea, când o să ajungem la o dezbatere, moștenii sunt trezând că avem acolo câteva sute bune de lei, sau poate chiar mii. Și renunțați. Nu renunțăm. Odată și odată tot trebuie să-l plătim. Nu-i cazul meu, eu mi-am făcut treaba și acolo. Dar m-am uitat pe situația făcută de către compartimentul de impozite și taxe, am luat caz cu caz, rol cu rol și acolo am văzut că e marea noastră problemă. Le-am și avertizat în momentul când vezi că vin eu să plătesc impozitul la casă, atâta am și mașină. Amintește-mi că am și pământul lui tata, amintește-mi că am și pădurea lui bunicul. Lucru care am început să demarăm de anul ăsta, din păcate. Aș vrea să vedeți la pozițiile de rol a bunicilor, unchilor, mătușilor mele, să vedeți dacă există vreo restanță pe terenul. Eu le muncesc și mi se pare corect, trebuie să plătesc. Și o altă problemă de încasare... Și toată lumea trebuie să facă lucrul ăsta. Deci o altă problemă de încasare greu a impozitelor este acea ordonanță de guvern prin care spune că prima dată avem obligația să ne plătim amestele și apoi impozitele, nu ne dă voie programul altfel. Și atunci eu vin să plătesc impozitul, dar am o amendă de aviurii meu, care nu știu, prin Anglia, prin Franța, prin nu știu prin ce țară sau prin București, care ia mers pe acolo de circulație sau nu știu de ce, vin și ajung la rolul meu și eu vin să plătesc impozitul că sunt de bună credință, dacă mă trezesc și cu vreo câteva zeci de mii amendă, nu prea mai plătesc impozitul, adică plec acasă. Domnul Pișcu, ce consemnați din calitatea noastră? Și doriți dumneavoastră. Nu-i consemnați nimic. Eu nu vreau să-i consemnați. Nu o consemnați la mine, că nu-i... Grupul PNL la discuții. Da? PSD mai avem. Aveți discuții? Nu. S-au discutat. Trebuie mai discutat. Vă rog de la început. Nu, vă rog de la început. Nu, avem repartizat pentru subiectul ăsta un anumit. Timp și vreau să le discutăm. Fiecare spune cuvântul și de același ăsta, ce îți mai vorbim? Nu. Și dumneavoastră, domnul Tomazei, avem și dumneavoastră drept și să intrați la cuvântul. Am și eu dreptul. Sigur că da, și dumneavoastră le luăm. Băi, acum am eu. Spune
PSD-ul, PNL-ul... Deci, bine, așa e corect, normal. Dacă eu sunt la urmă, ce ți mai zic? Grupul PNL. Ai aflat totuși? Am aflat tot. Ați răspuns de domnul Biscupi, să vin de amendă, nu? Vă aduceți aminte că în începutul 2016 noi nu am votat vreo două trei luni atunci execuția bugetară. Da. Bun, după aia s-a imputat că se blochează, nu se mai fac investiții în comun și așa mai departe, da? Am votat-o și am cerut noi atunci motivare de amendă în scris. Am intrat în posesie de curând. Domnul primar ne-ai spus, când te-am întrebat că am era din cauza că nu știu, s-a întrebat curierul s-a, da? Nu, am zis doar, n-am spus din cauza de curierul. Una. Am zis că una dintre acele fapte săvârșite, dacă putem discuta așa, a fost neanunțarea în termen, în seapa unui proces verbal de procedură privatizare directă. Era vorba de decizia șantier. Era un termen care, într-adevăr, eu acolo consider că instituția noastră este inovată. După ce am examinat motivarea instanței prin care refuza sau nu văd dacă cine cauză la recurs, acolo scria cu subiect și predicat că firma care a câștigat licitația a fost cu subiect și predicat, în instanță, în motivare. A fost favorizată. Nu spune cu subiect și predicat. Așa spune motivare, așa spune. Spunea că, în primul rând, avea ce căuta la licitație. Ne-a avut ca obiect de activitate proiectare. Nu cred că este așa. Așa am înțeles, așa am citit eu, da. Nu știu. Păi nu că nu avea proiectare, dar proiectare... Nu, ca obiect de activitate, firma respectivă nu avea ca obiect de activitate, în codul ca el, sau în fiții, lucrări de proiectare. Păi nu, dar oamenii au obiect de activitate. Câștigând lucrarea cu proiectarea la un loc. Da. Proiectarea cu toți. Nu spune cu toți ceva, nu? Cu toți ceva. Bun, eu spune. Și eu am avut contrate... O să contratare, spune așa acolo, o să contratare. Ce firma? Și la termenul, de, pentru proiectare sau nu știu ce, li s-a, deci conform legea aveam un termen de 90 de zile, deci au fost defavorizate firmele celelalte competitive. Vă lămuresc cu termenul. Deci termenul nostru, când a pus în SEAP, a fost că termenul minim de proiectare să fie 30 de zile. Da. Da? Această firmă și încă o firmă au venit cu termen de proiectare 15 zile. Aici membrii comisiei și cred că mai degrabă inspecții și firma de consultanță, că de asta eu dau în firma de consultanță acum, cred că trebuia să se zeze. Toată lumea s-a bucurat și o zis, băi, dacă ăștia vin cu 15 zile, înseamnă că se mișcă lucrurile mai repede. După ce procedura o întârziat din cauza contestațiilor, din cauza curții de apel, nici comisia și nici eu nu m-am sesizat că ar fi trebuit să fie 30 de zile și au fost 5. Bine, eu lăsând totul la dispoziția comisiei, unde am avut experiență contați, prin plăsit pe achiziții și firme de consultanță. Da, așa e. Și chiar spunea undeva că atât a pus atât ca un exemplu pentru cealaltă OAT-ul din țară să nu se mai întâmplă asemenea chestii. Deci, acum nu ai văzut nimic, că fii chiar cu mine. Eu știu cum l-au găsit. Ca să fie acolo, mă, așa, cu noi la Parava. Dacă a primit amendă de la instituția care s-a făcut acestei publice? Trebuie să fie un exemplu. Poftim? Nu mai erau comuni până aici, de la București, până aici. Dar sunt atâtea comune, nu sunt atâtea comune, cred că situația asta. Da, dar era legal, corect. Domnul primar, am și... Să termini întâi... Pentru o luată, în consecință, după ce am văzut motivarea, noi grupul PNL vom abține de la a vota. Numai punctul referitor la amendă. Dar să facem cu un plan și nu pot înainte zile? Că asta mă amândam. Deci ori am fost bani de oameni? Noi ne abținem, da. Deci, nu vă dăm de toate. Și eu la fel. Domnul primar, am înțeles că IMR-ul ăsta a cerut buldoie excavatorul de la Lonchiria. Stați, a zis la diverse. Dacă e tot la diverse. La diverse. Păi da. Păi mi-l lasă pe așteptați. Așteptați. Dacă e pe execuție bugetară, da. Asta e ce mai e. Nu știu, discutăm până la urmă. Păi e cineva? Păi doamne mica, nu mai e. Să punem la vot execuția bugetară. Cine este pentru?
Dați 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine e împotrivă? 1. S-abține? Împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5. Împotrivă și eu. Două voturi împotrivă, trei voturi împotrivă. Stați, împotrivă sau abținere? Mai supun într-o dată. Mai supun la cine este pentru. Domnule, pe fiecare... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Cine este împotrivă? Eu. Băi, nu știu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 la 6. La vot acum nu mai putem. Nu mai putem. În acest moment, proiectul a căzut, urmează să fie supus din nou spre dezbatere în următoarea ședință. Bun, dacă începe cu diversele, eu vreau să vă duc la cunoștință de fapt. Păi, să vă duc eu. Domnul Blanca, vă rog frumos, dar chiar vă rog frumos, dar chiar interveniți la orice. Nu, dar vă rog frumos, învățați-vă să fiți civilizat, de a fost ales consilier. Da, vă rog frumos, dar nu sunteți. Dar nu sunteți. Vă rog frumos să vă dau afară din ședință. N-aveți cum. Ei, n-am cum. Cum să n-am cum? Dar nu suntem în telefon. Dar mai de mine. Dar să o punem la vot. Cum să nu? Nu, dar... Ei, dar ce e aici? Haideți să fim civilizați, să vorbim corect, frumos, fiecare. Dar mă propuneți. Să fac fiecare care vrea să spunea cuvântul, să spune la cuvânt și vorbim. Dar nu înțelegeți. Dar aveam 30 de secunde să-i aduc ceva la cunoștință, domnule primar. Băi, îi scrie la cuvânt. Da, poftim, mă scrie la cuvânt, domnule. Da, îți dă voi, îți dă voi. Așteaptă un pic. Acum avea cuvântul primar, vă rog frumos. Da, vreau să vă aduc la cunoștință și eu câteva aspecte. Era modul întâlnirii cu mai mulți colegi primari. Încercăm să facem un ADI. Se pare cât de curând se vor lăsa ceva surse financiare sau măsuri de finanțare. ADI este adică, să adică, adică. Și pe ce ADI? Agenție de Dezvoltare Intercomunitară. Între comune. Deci se vor lansa măsuri de finanțare pentru alimentarea cu gaze naturale ale localităților rurale. Am stat și m-am gândit și aș fi spus nu în primă fază, pentru că pentru Barabă o să fie era dificil alimentarea asta cu gaze, deși am discutat cu proprietarul unui teren, adică vorba de Ion Miron, numai fiind, o să trebuie să discut cu fiica sa, dacă într-adevăr lucrurile astea vor fi adevărate, pentru stația de gaz, deja eu am și măsurat-o cumva, numai că nu-i nu i-am zis tot ce vine. Am zis că dacă nu mă scriu în acest ADI, pe motiv că ar fi destul de dificil alimentarea cu gaz natural a comunei Marava și o dat și distribuția. Asta înseamnă să vii cu gaz în Parava, din Parava să duci în Teiuș, din Parava să duci în Lădoaie, din Parava să pleci în Răgușani. Luând satele așa la analiză și mă gândeam câți potențiali racordați la gaz o să fie. Pentru că un racord la gaz, nu știu exact, dar cred că e peste 4.000 de lei. Dar dacă în viitor vor fi potențiali amatori și dacă felul nu l-am văzut acum când Deriu era primar și putea să scrie comuna într-un ADI și putea să aducă gazul la Parava și nu l-au adus, să mă juri sau să mă vezi mai târziu, am preferat să mă scriu și eu în acest ADI, care normal va implica ceva costuri financiare pentru organizarea lui, pentru înființarea lui, pentru mers la instanță. Niște costuri care nu vor fi prea mari, nu știu ce obligații o să avem după, dar e clar că dacă se va constitui acest ADI și se vor lansa aceste măsuri de finanțare, o să trebuiască să începem și noi demersurile pentru formarea unui studiu de dezabilitate și de punerea pe sursa de finanțare și apoi concesionarea, pentru că sistemul de dezabilitare în caz natural, pentru cei care știu, au vrut de la Paravan, în Beni, comunii care deja au alimentare, nu este funcțional nici acum, pentru că trebuie să facă concesionarea către Transgaz Mediaș. Primarii nu prea au vrut, spun că e vietul lor, că e munca lor, deci să le iei Transgazul. Din păcate, rețelele astea de ei vor fi...
vor fi administrate. Dacă considerați că e necesar retragerea din această asociație, vreau să-mi spuneți acum, ca să pot și-o fac. Mâine nu vii prea târziu. Scuze-mă, Lea. Am zis-o, nu știu despre ce vorba. S-au scris? Adi, am înțeles, da. Se vor lansa măsuri de finanțare pentru alimentarea cu gaz natural al... Asta numai cu bani de la guvern se poate face, cu bani europeni nu. Pe gaze. Deocamdată guvernul lansează aceste măsuri de finanțare. Și sunt perspective sau? Nu cred că... Sunt au mai fost. Nu cred că anul ăsta, gata, nu știu, vrem cu gazul. Ca fiind buni și să reconstituim în adiu, adiu, adiu. În adiu ăsta, plătim ceva, plătim cotizații ca la altul. Probabil că vom plăti sau ce obținem la Constituirea lui, sigur o să trebuiască să plătim un avocat, un notar, un... Da, bine, asta a rămâne să o fătă multe lucruri, nu acum. Da, pentru că eu ieri am depus documentele, adică am depus documentele, ne-am întâlnit cu Iuza Primar de, prin cadrul, ei aveau și o ședință GAL și pe lângă GAL am discutat și lucrul ăsta, n-am ce vrea cu GAL, cu adică ăsta care vrem, care nu vrem. Am zis, dacă eram răcăciuni, din prima spuneam da, așa am fost o leacă predicient, discutam și mare seacă, deși mare seacă e lungul drumului și nu cred că ar fi așa de ușor și mai ales că ei, țeava e sub ei acolo, degeaba. Din corul de care vedea dată. La răcăciuni țeava sub ei și lângă. Da, păi, dar nici la mare seacă. Trebuie o stație, au fost stații la răcăciuni și tot nouă. Da, da, bun, nu, asociația asta pentru ce-i făcut? Nu mai pentru gază? Doar pe el. Doar pe el. Aici cred că dă mă bine. Trebuie să o gândim, că nu este atât de simplu, dacă a fost 20 de ani. Vă repet, deci am vrut să nu depun, adică să depun, n-am depus nimic decât hotărârea mea de judecătoare pe care a fost validat cuiul primăriei, copia mea de buletin, hotărârea de construire a Consiliului Local, n-am depus nu știu ce documente, dar considerați că ar trebui să mă retrag, îmi spuneți acum. Păi nu, vreau să știm în ce constă o cotizație anuală de... Nu, nu, nu. Iar dacă nu este constituit, nu știm. Decât că o să trebuiască să punem mână la mână să plătim un avocat sau un notar care să constituie această asociație. După ce se va constitui asociația, o vom vedea ce-o fi. Ai venit să punem la vot pentru că... Păi nu, trebuie să o gândim. Trebuie discutat, că dacă va fi așa și va fi oportunitatea alimentării cu gază, cu Parava, și vom vedea că celelalte comune vor beneficia și Parava nu, atunci m-aș căi eu, sau eu știu, ulterior, voi fi înjurat sau blestemat cu de unde eu fost obudut și mă urc. Asta voiam să spun, da. Că nu o să vedem la alimentarea asta cu gaz, da, dar nu cu... Noi am mai avut, făcut și un studiu vizat. Alea au fost foarte ceva. Când unul se merge pe finanțări, asociații de dezvoltare, ca și la privat, da, cooperative, asociații, tot ceva de genul ăsta. Bun. Deci asta e cu gază. Și câte comuni vor fi în asociații? Păi, nici nu știm. Adică în funcție de numărul comunilor n-ar costa municii la asta. Atunci au intenție. Nici nu știm. Încă... Deci atunci și votări, asta nu înțeleg. Dar nu-i vorba din comuni. Adică așa e la cunoștință. Aaaa. Adică dacă sunt bani de mediciului sau nu, lasă-mi dată. Da. Deci eu le-am făcut deja. Deși am zis, era și ce nu se întâmplă. Nu ai făcut că nu știu, măi, vezi, mai înainte și când vin cu proiectul de hotărâri, nu te-am atunci. Mă pot retrage. Da. Da, proiectul de hotărâri. Deci nu sunt de lucru. Păi vreau să fie în cazul ca să dai, poți să te vrească un proiect. Adică că nu prima dată ăsta să va rezolva problema asta cu cazul. Doi, tot ieri am mai semnat un contract de finanțare 3 cu ANCPU, valoare de 155.000 de lei. Nu știu cât de mult o putea să realizăm, e valabil doar la anul ăsta și la anul. Abia ne mișcăm finanțarii 2. O să încerc să fac tot posibil să reușim să cadastrăm cât mai mult posibil acum pe sursele astea de finanțare. Și acum unde intrăm? Ce e Tarla? Ce Tarla? N-am discutat de Tarla. Încă. Era tar. Deci ieri am semnat contractul de finanțare cu ANCP. Eu, în termen de 60 de țări... Câte hectare? Cam aproximativ așa. 100? Dar nu discutăm de hectare, discutăm de imobile. Imobile. Aaa! Dar un hectare învățat în 10 imobile înseamnă că... Ia să sunt tu.
Îi dau imediat, aștept. Ce au făcut? Nu faceți alternativul. Păi, ce au făcut? Îi dau imediat. Dar și-a reținut tot 3 minute, dar să știți. Ce au făcut bine de data asta? Mult fărăros. Puțin și la subiect. Esențial, spuneați, că vă rămâneți că am creștere așa cum să faci. Domnul... Iar un loc, nu zic nici, nu vezi că jignești cu legea. Nu. E rog frumos. Da, deci au făcut bine referitor la această cadastrare, s-au zonat țara în funcție de relief. Dacă până acum era 60 de lei de imobil, peste tot, acum 60 de lei de imobil au rămas doar în zona 1, în zona de câmpie, zona 2, 81 de lei, acolo din face și noi parte, zona 3, de undeva la 90 de lei, zona 4, când vin zona din munte, undeva la 1000 și zona 5, dar zona 5 nu știu, nu trei caz, acolo de vii prin undeva, prin Caraiman, prin Bucești, prin Târgu Bun. Scuzați-mă, se cadastrează tot. Da. Poate. Da, noi deja am făcut un sector final, care și totuși nu vine lumea să-și zice, e strasă de carte funcțială. Lucrăm acum în 3 sectoare. Nu-i foarte mult dacă se reușește o dată. Fiecare, dacă ar cadastra, ar costa o grămadă de bani. Da, și de-aia nu se cadastrează tot, că aceste finanțare de 3 unii în urma necadastrării altor comuni. Dacă primarul nu se cadastrează... Și de când începe cadastrarea asta? Început. Că de când o se spune că... Da. E un lucru foarte... Noi avem un sector final de anul trecut. O dată ce se cadastrează? Unul loc nu? Nu, am... 3 euro. Odată ce cadastrezi, nu știi că e banii. Și unde ai de găsit? În tot în tabale, fără nu, pentru că tot ordonanța a venit luni. A apărut ordonanța care revedează legea cadastrului. De data asta a venit ceva mai clară. Dacă până acum documentațiile cadastrale existente sau cărțile funcționale existente nu erau plătite, acum le plătește undeva la 100% pentru că cele la rândul lor trebuie mutate, strămutate sau repoziționate. Rămâne problema aia cu diminuare. De ce? Rămâne, diminuarea rămâne tot în țară și n-am comis locare. Și problema e că... Unde nu ai suprafață? Unde nu ai suprafață? Unde suprafață? Și dacă ai rezervă? Dacă ai rezervă, ai rezervă. Nici eu nu zic că rămâne rezervă la parare. Păi zic că a rămas. Și după 165, nu? Am făcut lunca. Păi da, dar 165 e în cerc. Nu știu unde. Au rămas. Am făcut lunca și vreau să vă spun că am acum o documentație a lui Lopeța Mătăsaru de punere în posesia unui bun de al dumneavoastră, care a fost validat la legea 18, nu știu de ce până acum nu a obținut titlul de proprietate. Legea e permisibilă să-i se facă fără plan parcelar, ba da, plan cadastrare, dar nu plan parcelar. Undeva în zona Saibanii, pentru cine cunoaște zona, iar acum, lucrând pe cadastral acolo, nu am o palmă de pământ. Ținând cont de titlul de proprietate emise până acum. Deci acum mă duc cu un titlul de proprietate care îl pun peste altul. Oficiul de la discuțiile din care am avut la primăria Rătăciun pe tema asta, că am ridicat problema știind că aveam această problemă în sectorul care ferată drumul național. Domnul primar, chem oameni la capul talare și aplici coeficient din noare în funcție de suprafață. Pe capul talare și în speranță. Dar, altă soluție nu este. Nu este. Am mai dată din Ioan, nu? Nu este. Eu vă spun de ce, domnul primar. L-ai măsurat cu pamele ca așa cum ar faci cu pamele. Nu ți iese, n-are. E drept și asta. Nu s-a aplicat cu eficient diminuarea. Da, pe per total. Îți dai seama că era dificil. Nu l-a făcut. Și acum ai făcut omului titlul fără diminuare. Corect? Nu, e făcut. Titlul s-a făcut cu diminuare. Dar nu e aplicat diminuarea în muncă la suprafață de un hectar. Da. Deci tu pe total 3 hectare și ai făcut cu diminuare. Și ai diminuat ce mi-a vrut el, că el a făcut diminuare. Ai picoasa zădăroaie, ai să se arăta. Ce trebuia făcut pentru fiecare dar la spate. Așa ar fi trebuit, dar ce puteai să intri? Pentru tot rădul ăla de la Sfântâna la Bocea, la Vale, cât să ne... Este vizitorul comunii Parava. Eu nu știu dacă rădul ăla este vizitorul de proprietate.
Păi dacă se zice poliția mai în cazul poliției Mădăsarului, ei cu un etar din luncă, că acolo l-au avut în spatele saivanilor. Dar și se duce și dai un etar din rând pe coasta Zădărui. Da. Da, domnul Blaga, 3 minute. Am mai avut săptămâna asta. Săptămâna asta am fost doar de urgență care au fost destul de greu de gestionat, toată lumea știe genul la cioclu, din păcate omul o să fie drumul rioasă tot. Mai ales că a fost riscul acolo și de expozii și de extinderi. Mori cu toți. Se străca cu Ivaru, dar Consiliul local. Punem la vot despre lui din Consiliu. Cine este pentru? Nu se poate așa. Cine este pentru excluderea din Consiliu? Stai liniștit. Excluderea sa și nu suntem în teren. Excluderea din șaranță. Îi dai un avertisment. Îi dai un avertisment. Se face chemare la ordine mai multe. Ce ți mai bine? Daniel, dar nu. Dar mai am văzut și mie rog. Sunt scris și de însă la cuvânt. Știu, asta era de ce. Alea au vorbit, alea au vorbit. Am tăbut ca unul. Ce mă aștepți? Civilizat și cu care. Domnul primar, am înțeles că bunul excavatorul a fost închiriat ieri pentru punerea... N-a fost închiriat cu alte, cu bani. Dar așa nu înțeles. Da, îmi spuneți la urmă. A ajuns acolo la Iordachii, alu Drogătă, unde nu s-au putut trece și nu s-a mai făcut nimic. Putea să întoarcă înapoi și să meargă pe ulița lui Mariana Țiportei să pună aia doi stâlpi. Mai e un stâlp care vine pus și la mine, care i-a dus. De așa l-a adus. L-am adus eu cu domnul Pișcu. Toți care suntem pe ulița aia, noi nu mai suntem și noi, nu mai suntem legați așa, că podul la secretă nu e bun, ca să zicem că trecem, dincolo nu-i bine, îi dărâma. Ce facem atunci? Stăm așa și nu mai facem nimic? Ăștia mâine, poi mâine pleacă și stâlpii ăștia nu se vor monta. Noi nu putem să-i montăm noi, că noi avem cum să-i montăm noi. Nu avem cum. Dar ce vă referiți, la drum sau la stâlp? La ce se duce omul acolo? Cu ce e? La accept, vreau să spun. La ce am accept acolo? Nu putem. Nu pot să vreau, nu știu. Nu înțeleg. Doamna secretară, el a fost închiriat, am înțeles. Eu așa am înțeles, că nu închiriat ăștia de la ieri. A fost ceva verbal, nu? Verbal? Da, e verbal sau ăsta închiriat, nu? Da. Că se pune doi stâlpi pe o uliță, la Borcea. Da, doi stâlpi la Borcea. Nu știu ce am fi eu. Și un stâlp la Tomozei. Nu, pe ulița lui Secreacu. Un stâlp pe ulița lui Secreacu. Da, trei stâlpi. La Drobăt acolo nu s-a putut trece din cauza că care n-au fost montați. Care n-au fost montați. A venit buldozeristul sau cu motor buldozerul, nu a putut trece acolo la Drobăt. Dar întrebarea dumneavoastră este când vor fi montați? Când vor fi ăștia trei stâlpi montați? Da. Dar am avut o discuție cu administratorul de la acea firmă, nici nu se cheamă telefonic, m-a rugat, domnule, știi că am pe uliță undeva, iau o macară de gabarit mai mare și nu poate să străcoare ca pe toate ulițele, m-a rugat să-i dau un lui excavatorul, urmând să plătească la urmă, să vedem câte ori să lucrează. Da? Deci asta a fost discuția, nu a fost închiriat. Eu am văzut la ședințele astea, știu că au fost vreo excavator acolo, voia să ne agăți stâlpi de râs, să-i duc nu știu pe unde. Într-adevăr, tutelajul nou căcut acolo. E problema lor cum mondează, dar ei trebuie să-i mondeze, pentru că ei au făcut cu... Eu l-am ajutat, l-am tras. Am înțeles. Ei au licitat lucrarea asta de la Delgaz, ei au termen de lucru cu Delgazul. Eu sper că într-o săptămână, maxim două, să intervenim noi acolo pe părâu, să încercăm să... găsesc o soluție, să aducem niște alocamente, să putem să facem forma inițială a arbitrului, fără să o afectăm, fără să intrăm într-un război cu apă românii.
Dar meargă că 2 săptămâni. Dar ei până atunci... Copacii sunt proprietate private, eu nu pot să-i... Da, dar el, domn primar, nu-i ține cont acolo, nu-i ține căruțele și mizeria, nu-i proprietatea noastră a primăriei. Așa pot ține mizeria, că au fost acolo, știi cum. Dar el acolo nu ține locul. Acolo nu ține locul. Eu nu pot demonstra că e proprietatea primăriei. Și acum e proprietatea. Nu știu, nu pot demonstra. Că nu am nici că el e retariat sau undeva înscripționat. Da, acolo este... El are? Păi care cum are în gel? Păi nu are. Nu are. Atunci nu poate da el. Ea nu poate, da. Da, am mai spus să o dea, dar cum e la lui, mai trece. Dar nu trebuie să-mi dea el, domnul primar. Pentru că nu are succesiune acolo, nu are nimic. Dar nu l-o dat. Dacă i-a luat moștenire... Cum are? De unde i-a luat moștenire? Cum poți să intri în metală pe proprietate privată? Dar nu-i proprietate privată, vei. Dar știu, domnule, terenul tatălui Iordache Drobă. Da, și copacii, dacă... Și nu-i proprietate privată. Dragul ăla s-a lățit un mier. V-am scris când vreți, cum zic. Da, acum, vă rog. Haideți, vă rog. Vreau să-i consemnat la secretar. Bun, mie, tu uite. Domnul, vreau să fac una cunoștință. De ce n-a spus pe ordinea de zi proiectele de hotărâri care le-am depus? Mi le-a cerut și ex-secretarul Mare Siniță. Așa, mi-a cerut atunci undeva în ianuarie, așa, dacă mă înșel. Și eu, pe 26, i-am demonstrat că vreau să fiu diferit de alți consilieri, colegi. Am depus 2 proiecte de hotărâri. Așa, pe 26-a 2. De ce nu le-a spus pe ordinea de zi? Deci unul cu inscripționarea mașinilor, cu banda adezivă și monitorizare GPS, și cu unul cu transparența banului public. Ați depus idei niște documente pe care eu le-am dat la doamna secretar să le analizeze din punct de vedere a legalității și dacă sunt de jurist pe ordinea de zi să fie impuse. Din ce știu, a spus și un răspuns. Da, doamne, se clar, și vă poate da și acum răspunsul să-l aud toată lumea. Da, doamne, ce ziceți? Nu știu ce spui, am dat la urmă, dacă la autorizație de tranșare sau de raportare, cu mențiunea refacere și așa cam sat. Bă, cătă, s-a făcut de mare, că răspunsul nu știu ce dacă. Da, aveți probleme la poliție? Vreți să fie neapărat consemnat undeva? Domnul meu, Mopișcu, da. Acum vă cunosc pe toți că vă urmăresc ședințele din ianuarie încoace. Eu n-am venit ca un cal brească, am ceva cu cineva. Am zis să vă fiu alături. Sunt trăit în 2018, nu mai suntem nici în 2004, nici în 2012. Deci au trecut vremurile, lumea s-a mai schimbat. Chiar nu puteți face echipă, adică și cei vechi sunt mulți care sunt consilieri de ani de zile, da? Așa, deci cum să faceți echipă? Să fiți alături de primar, primarul să fie alături de voi și fiecare să-și împartă toți treburile. De exemplu, eu ce concluzie am tras? Văzând din ianuarie încoace că sunt înregistrate, n-am știut ședințele, am citit și eu raportul cu ții de conturi, am citit și eu cei cu oameni, dar asta am citit și eu mai multe lucruri, da? Așa. Problema este că s-au făcut multe greșeli. Nu învățăm din greșelile astea absolut deloc. Poate inclusiv funcționarea din primărie. Nu putem să... Da. Și funcționarea din primărie are un șef, da? Și eu poate să fie un pic mai, să spun eu, mai dur, respectând legile într-adevăr, pentru că nici ei la rândul lor nu știu ce au de făcut înseamnă. Vă dau un exemplu. Nu poți să citești, de exemplu, s-a făcut un proiect prin AFIR. De exemplu, această modernizare, drumuri, da? Spune, deci, drumuri, canalizare, epurare. Eu am vrut, după ce ne-am văzut în ianuarie, să vedem și eu, că toți, marea majoritate, primarul a făcut nu știu ce. Primarul face drege. Hai mă să vedem ce spune lumea asta. Că, cred că dânsii, nu mai știu, foarte puțin sunteți cei care, uite ce a făcut primarul. Atunci, eu ce am zis, hai mă să văd și eu, deși adresa mea de mail, că spuneți ce caut aici. A fost și s-a fluturat în tot satul și comuna când am sesizat, recunosc, cu pădurile, cum se fură pădurile. Le-am văzut cu ochii mei de am făcut sesizarea. Am preluat că m-a anunțat contul meu pe Google, că adresa mea de mail, că schimb parola. Faci sesizări peste tot. Cine? Către Dorina. Eu vreau să răspund unde, dacă am trebuit să o vreau să arăt. Deci gândiți-vă pe unde s-a ajuns. Dacă n-aveți curaj, fraților, și faceți o echipă cu respectiv primar de 3 mandate, măi, asumați-vă care faceți și măgărița astea. 2. Văzând lucrul ăsta și primind pe adresa mea de mail multe chestii, am luat-o și eu treptat prin instituții.
Și ce s-a întâmplat? Descoper că această instituție, care lucrează cu fonduri europene, în afiliaj, dau un exemplu, a fost cel care v-a dat banii comune, să zic, când ați avut un proiect foarte amplu. Modernizare, drum comunal, canalizare, stație de furare și așa mai departe. Nu trebuie să vorbesc eu înaintea voastră, că mulți consilieri sunteți de zile aici. Întrebarea mea este că s-au făcut multe greșeli acolo. Foarte mari greșeli. Adică tot ce se vede acum, e clar că vi s-au luat din bani. De ce? Ați avut direct ăsta, de, cum îi zice, șef, dirigintă de șantier, că parte tehnică chiar nu am să mă pricep. Măi, omul ăla, chiar dacă a semnat niște lucrări că trebuie să efectuate, a existat serviciul de achiziții publice la dumneavoastră ca să aibă aviz? Acel șef de șantier n-a primit aviz. Și vi s-au respins facturile. Domnule consilier, nu să știți lucrul ăsta. Deci nu vreau să-mi vinovățesc pe nimeni. Eu pur și simplu de drag. Când mă întreabă domnul Pișcu, ce căutați aici, ce vă faceți buletinii paraba? Domnule, am 51 de ani. Am sperat peste 8 ani, 7 ani când ies la pensie, să vin și eu în jur pe aici. Dar credeți-mă, a făcut mama infarct că zic, bă, te mut direct la București, nu mai vreau să mai vin aici, nu mai vreau să vin la... Și credeți-mă că vând și pa, deci nu am venit ca să am ceva cu cineva. Haideți, fraților, să mai schimb, să mai învățăm legi. Că dacă faci greșeli, de ce faci greșeli? Că legea ai. Citește-o, învață-o, aplică-o. Păi așa, noi credem că toți candidăm sau toți venim consilieri și nu știm pe ce lege funcționează un consilier local. Iar funcționarii din primărie, la rândul lor, domnule, mai luați un pic, și ei răspund foarte mult. Adică nu pot să vă spun ce se întâmplă în instituție. Deci n-am avut nici secretar până acum. Vine omul la primărie, vine un funcționar, face ce i s-a spus primul. Primarul semnează că nu are niște verifice, poate 100%. Ce facem? Mergem așa din prostie în prostie. Deci acel dirigintă de șantier în lucrarea aia, în țării drumul din Drăgușani, nu a avut aviz dat de serviciu de achiziții publice din primărie. Eu așa mi-a spus mie afirul. Nu e adevărat? Și facturile alea au fost respinse pentru că dirigintele n-a avut aviz. Și ușor ați ajuns, vorbesc de o tranșă, tranșă din 2014. Ce spun ăștia? Spun așa. Că banii, vreo 3 miliarde și ceva de lei vechi, i-ați pierdut din cauza acestor facturi neeligibile, iar după aceea, aici nu înțeleg, dublu. Deci, astea sunt problemele. Ne certăm ce PNL, ce PDL, ce... Lăsați-mă, domnule, cu partidele. Faceți, domnule, o treabă. Ați fost mulți de alții ani, da? Deci tot ce s-a făcut acum și totul neterminat, așa rămâneți. Ați avut bani? Doamne, să-i puneți... Deci asta e realitatea și îmi pare rău cel care a fost la achiziție. Păi normal să ai serviciul de achiziție publică. Ce a făcut? Cum a putut așa să nu dea aviz și acel șef? Da. Nu. Deci informația care a dat o afirul, da, nu e adevărată. Deci e noi adevărat. Nu avem un serviciu de achiziție publică, ci avem un compartiment de achiziții. Pofim. Care avea atunci începea cumva să învințăm cumva. Sau era... Așa. Și atunci ăla de șantier n-a avut avizul. Deja... Deci... Licitația pentru procedura de execuție și proiectare a fost diferită. S-o contesta CNSC, s-o contesta la Curtea de Apel, s-o ajuns până într-un final Curtea de Apel... Nu e așa, pentru că și amenda de la achiziții de ANRMAP este tot din cauza caietului de sarcini prost întocmit. Firma asta care a făcut drumul Ganea, sau cum îl cheam, că am și învățat numele de firmă, nu vă supărați, chiar nu era pentru acest proiect. El depășea, nu avea personal calificat, acolo spune clar. Nu, hai să o luăm. Deci eu nu m-am mai luat după nimeni, eu m-am documentat. Hai să o luăm, da? Deci se face procedura de achiziții, da? Pentru... toate ofertele astea, fie alu Canea, fie alu Vega, Galați, alu... Cum mai fost domnul Bob, nu mai poate să spune... Ce niți? Motrix-ul... Așa, deci toți s-au venit cu oferte, toate au fost verificate de către o comisie, am adus... Eu înțeles că n-a fost licitație, pe bune. Cum să nu vii după bune? Păi nu, și de-aia a ieșit această firmă. Nu, dar au fost urmărite de un cap, deci nu s-a deschis nicio urtie până nu a fost un cap aici. Și recepția de ce nu e făcută? Pentru că nu s-a terminat lucrările. Păi nu s-a terminat lucrările. Nu și-a remediat vicile. Păi da, și ce facem? Nu, ce facem? Că după mine firma asta respectivă... Păi dacă nu sunt lăsat să spun tot, da. Să vină la un alt altul, că iar nu se vreau să zice ce spun. Uite, eu acum atac, da. Da? După ce s-a făcut procedura de achiziții, s-a făcut o nouă procedură de cerere de ofertă la timpul ăla, permitea 34, că s-a făcut sub... sub ordonanța 34 procedura.
s-a făcut procedură, a zis cerere de ofertă pentru dirigenție de șantier. Au fost, nu știu, două oferte sau trei. Da? Mă rog, a ieșit un ofertant, unul dintre ei au... Până a lucrat bine, m-a și lăsat între timp. Da, a plecat. Mai degrabă de ultimul. A, de cine îmi spuneți? Până a plecat. Primul șef? Primul dirigent de șantier. A plecat la un moment dat. Poate era bine dacă rămâne. Primăria avea obligația că anunțul de atribuire a acestei dirigenții de șantier trebuia publicat în 5 zile. De la... Ei, lucrul ăsta nu l-am făcut. Deci, pentru fapta aia care pentru amendă am recunoscut, am plecat la sus. Dar v-ați luat singur, v-ați asumat absolut totul singur? Aveați un om în primărie care și ăla să mănânce legea și să... Aveam o comisie. Da, o comisie formată din Consiliul Local, din oameni din primărie și vine experți cooptați pe tehnici și pe agenții publice. Și? Păi și într-o venit cu raportul procedurii, asta e, uite, procedura a durat, cred că, vreo câteva luni. Da. Da? Nu s-a deschis, nu a început niciodată procedura fără un cap. Da. Da? Deci un cap a fost prezent tot timpul aici, la masă. Și banii aia toți, adică ați depășit, depășit 3%, cum îți zice, facturile alea neeligibile. Și atunci v-a amendat dublu cât așa. De unde plătiți banii? Nu, nu-i cu 3%. Așa scrie. Păi da, eu vă spun realitatea, cum e. Deci la stația de curare am fost nevoiți prin proiectare să să achiziționăm un stâlp, un post de transformare și cu rețea de 1,5 km să implementăm stația de... Deci ăla a fost prins odată în proiect, da? Plus... Păi și-ați amestecat banii după aia, spuneați, luate la Eurograsa și așa mai departe. Nu amestec. E cum Dumnezeu nu, ești și cu amestec. E ce Dumnezeu? Domnule, eu avem documentat, îmi pare rău. E și amestec, dar nu-i problema amestec. Amestecul e de subțire. Problema groasă e aici. Deci acest post de transformare și cu rețeaua a costat undeva la timpul ăla discutând în bani. Vei vreo 2,5 miliarde. Da? Bun, plus celelalte acorduri, care însemna pus Teiuș, bazin Teiuș, stație de pompare Teiuș, stație de pompare 1 Drăgușani, stație de pompare 2 Drăgușani, stație de pompare 3 Drăgușani, și pe care am spus toate acordurile. Ei, aceste lucrări se numesc aviz de acord, așa denumește ONU. Ele au fost licitate efectiv de către constructori. Când m-am dus la Iași, la acest afir, să avizeze procedura de achiziții și contractul, mi se spune, domnul primar, te duce înapoi și face act rațional între dumneavoastră și constructor. Pentru constructor niciodată nu va obține avizele de la ION. Avizele de la ION le obține doar beneficiarul. Că va rămâne contract cu una parava, va plăti curent pe cele 7 costuri de consum. Da? Să termin. Da. Da? Fac documentația, fac actul acțional cu constructorul, scădem valoarea electricelor din devizul general, da? Începem procedurile de proiectare, toate acestea se numesc avize de racord. Când ne-am băgat în plată, la ultima tranșă, reprezentația firmei care vine la SRT, vine și îmi spune domnul primar, n-ai să iei banii pe postul de transformare. Cum să nu iau banii? Ai să vezi tu cum ai să-i bani. Când ai să juci la domnul Cordoneanu, îți dă bani în jos. Da. De ce? Pentru că Uniunea Europeană nu plătesc taxe și avize. Ori lucrările noastre se numea aviz de racord, cum se numesc și la oricare dintre noi. Da? Deci s-o găsit exact să spună că nu se plătesc taxe și avize. Bun. Deci am donat, când am zis, 2,5 miliarde, care au costat doar postul de transformare și cu rețeaua până la stația de epurare, plus celelalte 6. S-au legat undeva la 3 miliarde. E drept că s-au strecurat niște greșeli din punct de vedere a funcționarului meu acolo la plata către dirigentele de șantier, pentru că au plătit de la drum la apă și de la apă la drum. Da? Da? Dar nu sunt valori nesemnificative. Nu, 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 o să mai ridică după aceea. Să mai strecurat și la plata avocatului, nu? Alea din ce bani se plătit avocatul care v-a dus la tribunalul ăsta la București? Sunt un avocat, nu te reprezint. Bă, din ce bani? Am înțeles de să pui din ce bani? Nu tot de acolo? Bani neprevăzuți? Eu. Nu. Depinde de da, deci asta s-o întâmplă. La fir, când sunați la fir, depinde cu cine vorbiți pe acolo. Nu știu nimic, sărace. Chiar nu știu. Păi nu, când mai știu, nu vă zic, nu vă spara. Când nu vă spara, 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 nu vă spara
Și dacă nu nimeriți unul care să fi lucrat, să fi fost la verificare tehnică în teren, eu nu știu ce la parași. Bun, și pentru noi toți așa, dacă ne dorim să ne vedem așa la bătrânețe, așa, ce facem? Așa rămân lucrurile. Moarte. Cum s-au putut până acum? Nu, nu. Dar adică firmele nu răspund. Da, o execuție mai departe, da? Deci da. După 2 ani, termenul de garanție de bună execuție care l-au făcut, el s-a convocat comisie de recepție finală, da? Așa. S-a încercat recepția finală, eu în raportul beneficiarului sau investitorului, ca da. Așa se numește, eu am menționat vicii pe care le-am constatat eu. Așa. Da? Și am spus ce vei, nu știu care, noi ne conform proiect drum. Conducta la Teiuș. Așa, conducta la Teiuș. Deci, cazul domnului Lepădat. Am menționat un procesul la recepție, da? Toate vicii. Care... Și apoi, ce ți-ai făcut? Dă mult de dată. Mi-a dat un chel. Și i s-a dat termen, da? Să refacă. Nu a refăcut. Nu a refăcut. Da? Nu întotdeauna. Noi am făcut, o parte din ele au început să le moși mai pe aici pe acolo. Greu până când am convins cu topul că... Vorbiți de firma cu drumurile. Cu drumul. Da, cu tot. Că la dar nu vă judecați cu el. Pur și simplu așteptați cu el. Că nu. Da? Deci eu la drum n-am ce-i reproșat. Drumul dacă are vicii, n-are din cauza drumului. Deci vicile pe drum au apărut din cauza lucrărilor subterane. Adică la lucrărilor de canalizare. El ca și asfalt, ca și poș acolo, a dus carote la laborator, la București și a pus eu. Deci canalizarea în tot el a făcut-o? Da. Să răspundă. Păi da, să răspundă. Da. Am făcut din nou o comisie de recepție finală. La care am adus din nou la cunoștință raportul investitorului. La care nici nu s-a prezentat. La care comisia îi dă, după conform legislației, 90 de zile de revedere al lor. Și n-au trecut domnul primar? Lăsați-mă să vă spun tot, că dacă nu lăsați să vă spun tot, mă întrerupe și acum. Așa, ce pun în păzele albe de drag să vă văd că funcționați la mine. Cuvântul meu, dacă sunt de rea credință. Îi s-au dat aceste 90 de zile. El nu s-a prezentat sau nu sta până la final, dar și-o asumat acea hârtie, prin semnătură și ștampilă. Ei, vreau să vă spun că astăzi se întâlnesc 90 de zile. Da? Și el nu vine. Eu am trecut la notificat de 3 ori. Ultima notificare făcând ieri un reprezentant din Comisia de Recepție Finală. Deci, și nici măcar nu vă răspunde, nu? La astea două ori am răspuns. Deși într-o discuție cu proiectantul a spus că ar veni. La altă ieri trebuia să-l caut pe drum, că vine la treabă, l-am căutat pe tot traseul să văd un muncitor de-a lungat pe vreo lucrare. Nu am văzut. Deci el l-a notificat și a pus în vedere că astăzi sunt 90 de zile, deci legislația îi poate permite încă o prelungire cu 90 de zile, da? Dar în cazul în care ar veni el cu o motivare, lucru care nu l-a făcut, deci putea să vină cu o motivare că în termenul nu știu cât o fost zăpadă de 30 de zile, nu a lucrat. Da, vreau da? Să... Dar nu a venit nici așa. Ei, cred că undeva... Să fiți pe... un pic mai... Vânos, undeva pe... prima, mai luptător? Undeva, păi sunt destul, pe greșup psoriază și măi. Da. Păi nu așa, legal, fără să vă enervați. Undeva săptămâna viitoare 6-7, Comisia de Recepție Finală se va întâlni din nou. Nu știu dacă mai aveți speranță că va păi nu am speranță și atunci, probabil, vom trece la judecată, la... Dar întrebarea mea este, poate vă face figura asta că văzând ce a făcut și cum ați pierdut banii de la firă, asta nu fi primit banii toți. Deși firma asta pentru mine e jalnică, deci nu, eu aș... Banii și eu primit. Și a primit banii? Dar banii garanții. Da, banii garanții. Garanții. Păi și nici nu merită garanția, îmi pare rău. Nici nu merită garanția. Dar nici nu am luat. Păi tocmai de aia nici nu i-am dat. Deci eu cred după mine că eu cred că nu mai face firma asta nimic. Adică are un grup fantastic. Da, am văzut că ați apucat cu altă firmă acum, se vede da. De la o poștă, nepricepând. Bun, e că se vede clar că lucrează altă. Bun, că cele mai grele vicii... Eu făcut. Eu făcut. Deci au locuit într-o sondiție apă de vreo... aproape într-o metru. Păi vedeți aici, trebuie să fiți toți. Apropo de chestia asta cu țeava. Și în continuare. Și în continuare. Vedeți? Nu mai tot într-un zonă. Poftim? Tot într-un zonă. Până la nea doamnă. Și dumneavoastră, până ce v-ați stricat? V-ați stricat această firmă? V-ați stricat cu mula dumneavoastră? Până la mula. Până la mula. Spuneați de domnul Pătacu, ce a făcut firma dânsul acolo? Deci vă ziceați ceva, nu știu ce să zic. Că a pățit dânsul cu firma asta. La domnul Pătacu, dintotdeauna în fața
undeva în stânga și în dreapta casei părinților dumnealui și a proprietății dumnealui, au fost un podest. Deci, prin proiectare, deci, pentru o stabilită înlocuirea podeților noi, podeților vechi cu podețe noi, cu diametri de 1 mm. Am intervenit pe lângă domnul expert, fiind profesorul Bobov de la Universitatea de Drumul din Iași, respectând că nu sunt, adică nu prea mult dau aceste podețe și au acceptat înlocuirea lor cu podețe de 800. Înainte de a se monta podețele de căzut, ori de începe și a început montarea podeților, eu l-am trimis atunci pe domnul Vici Bobov, prin Vici la timpul ăla, pe dirigintele de șantier și șeful de lucrare, să meargă la domnule Bădatu, să încerci cumva o discuție dacă codețul ăla îl putem mișca stânga, dreapta, nu știu, 50 metri, atunci, în timpul execuției, se poate elibera o dispoziție de șantier cu repoziționarea codețului. Discuțiile, domnule Bădatu, nu era acasă, au fost cu doamna... Și ce, v-a distrus ceva, casa, ceva? Doamna, acolo era un pot cu zonă de orașul primar, un pot de discuție rapid, dar canalizându-se șanțul pe partea cealaltă a drumului, acum toate apele vin la mine în curte. Înainte nu erau regularizate. Curgea și pe la Nea Vasile, curgea și pe la Dantitița. Nu se poate găsi o soluție acum. Iar domnul primar mi-a zis că o să reclamă runde, că tot la el ajunge... nu știu dacă v-am mintit cei mai vechi consilieri, eu am mai venit în Consiliu și mi-am spus problema. Dar nu, n-a rămas... Iar podetul ăla se putea mișca un metru mai acolo, când nu trecea pe nimeni. Dar nu, nu s-a vrut. Păi acolo nu și-a luat, atunci s-a venit când a venit de la ISC și-a luat angajamentul constructor că face șans betonat și conduc... Doamne, lucrarea asta a fost dată cu dedicație și vedeți ce a ieșit. Și oamenii proști ăștia din comuna Parava rămân cu această nenorocire de lucrare. Și eu cred că ganea asta nu o să mai rezolve nimic. Ce să mai dăm? Amenda, proasta lucrare, indiferența, ignoranța, neprezentarea la locul șantierului. Au fost 2 milioane de euro, doamne, lucrarea asta. Știți sau nu știți? O sumă extraordinar de mare. Vedeți, toate podețele, toate balele de la poduri se dărâmă, se macină, că sunt prost făcute. Să mai folosesc sare. Că aveți rigor care o să avem multă. Și lasă-i ești în jur. Clonurile de istorie vă spune că din cauza aia se deteriorează. Dacă vă uitați toate șanțurile care sunt betonale, toate curbe. De la sare, de la sare. Nu de la sare, de la ciment, domnul Ocupă. De la ciment. Că nu are compoziția. O placă e bună, una e proastă. O placă e bună, una e proastă. Sarea atacă pe zi tot. Sarea atacă beton. Sarea atacă. Sarea. Nu, ar trebui să nu mai folosesc. Da, asta a fost, dar da, eu din partea mea v-am spus, încercați că păcat, mai ales că locuiți aici până vin ceilalți ca mine la nu știu cât timp. Păi doamne, până în concluzii, vindeți și plecați sau rămâneți aici. Păi să știți că dacă mă dezamăgiți în continuare, asta și fac. Da. Pe cuvântul meu de lucrare de dumneavoastră. Păi și asfaltul ăla acasă, stați un pic. Dar dacă facem lucrarea la fel, deși văd că lucrarea asta părea un pic mai altfel, adică se vede de la început că așa. Fraților, trebuie să faceți echipă, nu să fie numai un singur om, să, ca să vă zbateți și pentru lucrarea veche, că ați primit fonduri europene. Da, a fost o sumă mare. Noi vreau să fac lucrare cu păi nu, dar nu-l vedeați ce fac? Nu-l vedeați pe Ganea ce face? Vă promitem și vă garantăm, doamna Dornea, că peste 2 ani, la următoarea de legi, nu se schimbă tot acest local. Din nou, de-aia nu o să mai fi încălcă. Ăștia care, domnul Baga. Ăștia, nu o să mai fim șapte. Așteptați să vină cineva care vine foarte rar pe aici ca să vă spună problemele. Mai e o chestie. Pe mine mă înjură cineva. Pe mine mă înjură cineva veșnic. Auziți, pe mine, domnul primar, mă înjură veșnic. Este instalatorul dumneavoastră care nu-l cunosc la față, dar vreau să-l cunosc. Este domnul... Cosma. Cosma. Deci, domnule, și-a uitat de beat ce era și telefonul deschis și spune măi, cum vine asta de la București? Cum dracu n-are acolo niciodată? Are dreptate omul, beat cum era. Da, problem. Era băut atunci. Eu vă spun când era băut. Așa. Deci, stimate domn, mă mințeam, eram pe drum de la București încoace și am auzit că nu este apă și credeți-mă din inimă, înnebunesc să n-am apă. Asta e, dacă vă convine, bine. Odată ce mi-ați creat condiția asta să fiu abonat la dumneavoastră, de ce naiba? Când se face o lucrare, mă, 3-4 case la schimb, nu au apă 3-4 zile după aia. Am înțeles că e lucrarea cum e, până să umple bazinul, nu știu ce.
Dom'le, dar după aia mă credeți acum de când am de câteva zile? Uite așa fac bateriile. Uite așa că vedeți. Îmi permis să fac o sugestie. Da, spune. Părați-vă puriți un aerisitor. Nu fac, nu mai vreau să mai cer. Nimeni nu mă să fac. La zi, să puniți un aerisitor, să iasă aerul. Un aerisitor, să iasă aerul. Păi, deci să-mi pun la mine, dar aerisirea de pe coloană? Aia nu se face. Dar vreau să vă spun problema dumneavoastră. Dar știți cum îmi fac bateriile în casă? Și o supapă de presiune. Deci să-mi pun eu asta la mine în casă. Da, sigur. Și la mine face așa. Am zis că mai faceți un bazin, nu puți, da? Păi nici atunci nu o să aveți. Aceeași problemă este și în Rădoaia. Păi dacă se va face și al doilea colaj, nu va mai rămâne colana fără apă și fără apă. Și a spus lucrul ăsta frumos, dom'le, o să mă vor eu frumos, care treaba? Bă, dar una spunea la o oră, la trei ore altă niciuna. Mă, frate, dar nu aș spune 24 de ore dumne angajați aici, pe cuvântul meu. Deci ai stat pe teren dacă sunt probleme, frate, vezi despre ce e vorba. 8 ore cât ești în, la locul de muncă. 8 ore, era 9 seara. Și el era la nea jenică. Păi știți de ce era atunci? Era și pentru că era după ore întregi. Da, dar comunicând cu el de dimineață și mi-am dat seama că minte. Am ajuns deja la țară și m-am dus, apropo de seara, să-l întreb pe nea jenică, mă, dom'le, a venit omul ăsta, da, azi, să sfârșit, mânca la arma mama. Oamenii simpli spune, mânca la arma mama, nu știe de unde o mai fi, de nu vine apa. Păi vă mânca la arma mama, păi de când te știu, eu nu m-am vins. Nu vreau să iau apărarea, dar nu se poate. Păi spui, doamna Doina, sunt acum, trebuie să schimb, că am vreo patru de-astea. Cum le zice, mă, acolo, de unde cade... La mirile la aia, la Sfântul. Așa, zice că o fi căzut iar, nu știu cum zice, la un arc, așa. Mă, dar asta era dimineața, eram pe drum. Seara, ci că, doamnă, de acum mâine dimineață, bineînțeles că a doua zi a pus arcul, așa, dar de ce mai minți toată ziua asta, frate, ca asta? Pentru că, dacă o minți, atunci am vrut să iau apărarea, dar întâmplarea au făcut, ca în acea zi, să nu avem energie de rog. Asta, da, dar da, ce se poate întâmpla? Noi știm că avarea și o remediat noi de o construcție care i-au provocat-o, noi am remediat ce aveam prin sat, omul probabil s-a dus acasă, probabil fi posibil să fi făcut un spiș la neajă, decât și cred că mai cu siguranță la neajă. Atunci, în seara, după ce l-am venit eu, neavând energie o zi întreagă, compania nu funcționată. Dar zilele astea cum a fost? Zilele astea n-am avut curent de la 9 la 5 și a fost apă. Nu, nu mai curent. Dar bazinul plin. Bazinul plin tot timpul presează instalația. Presând instalația, nu mai e o problemă. Păi sunt probleme, vezi domnule, nu mai zis la sunt 800 de raportați și unul singur care se pricepe. Și ce destul de probleme sunt? 800. 800. Așa? Și sunt nemulțumiți. Nu sunt mulțumiți. Sunt raportați. Țineți cont că cel mai bun am la primărie pe atunci, să știți. Cel mai? Cel mai bun. Florin face treabă, vă spun. Cine-i? Da, domnule, dar explicați și mie, sunt problemele vechi de ani de zile. Care este treaba? Explicați și mie. Cine știe? Sau, de exemplu, o să vină iar, uitați, pădurile sunt de pe acum. Dacă trec în iulie puțin pe aici, iar nu e apă la 3-4 case. M-am învățat acum, deci mă aștept la orice. Dacă se vădam funcțiunea al doilea voraj, eliminăm probleme. În stilul ăsta, cum administrăm, nu cred nici lucrul ăsta. Credeți-mă numai, deci nu știu ce să mai cred. Nu știu ce să mai cred. Păi sunt pesimistă. Să știți că nu mi era mie dragă acum să-mi pierd timpul venind pe aici, dar vin și eu, pur și simplu, ca un... Sperăm că voi fi la bătrânețe mai des pe aici. București, dacă doamna... Aia... Doamna Firea. Nu, Firea. Mama umidă? Haideți. Mi se pare ciudat domnul Blaga, pentru că acest aspect noi l-am discutat și în cealaltă ședință ordinară. Ba mai mult, v-am trimis scris și am afișat și pe site. Dar se pare că dumneavoastră, îmi cer scuze, poate sunt prea dură. Din dorința de a vă face campanie electorală, lăsați-mă să terminăm discuția. Din dorința de a vă face campanie electorală, insistați totuși pe aceste cauze. Ok, o să dau o principiune a ceea ce v-am spus în scris și o să aduc și numărul suplimentare dacă este necesar. Atunci când am venit aici, în prima zi de serviciu, așa, mi-au fost pus în față aceste proiecte de hotărâri și am fost rugată să dau cu părerea ce facem în această situație.
Cred că sunteți conștient că fiind prima mea zi de serviciu, nu puteam fi acuzată de partidism. Adică, habar n-aveam cine ori nici de ala. Și cu atât mai mult, nu aveam nici cea mai mică intenție să vă faultez cu alte cuvinte, da? Și acum dau citire unuia din proiectele dumneavoastră de hotărâre. Da. Solicitați așa, să se își propuneți aprobarea publicării pe pagina web a primăriei Parava, a județului Bacău, a rapoartelor finale, potrivind valorile tuturor achizițiilor publice efectuate de către primăria Parava, conform anexului, ați spus aici un tabel, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Raportul lunar de achiziții să fie publicat până pe data de 10 ale fiecărei luni și va conține toate achizițiile de bunuri și servicii efectuate în cursul lunii anterioare. Publicarea raportelor lunar să se facă la capitolul informații publice, unde să se creeze un subcapitol intitulat cheltuieli publice pe pagina web a primăriei județului Parava. Și acum, eu v-am făcut cu privire la acest proiect de hotărâre un răspuns și am spus urmarea adresei dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați făcut și o adresă, în care solicitați domnului primar să se introducă problema de zi a ședinței, nu știu ce, aprobarea îmbunătățirii accesului cerului la informații de interes public, difuzate din oficiu, vă comunicăm următoare. Și v-am dat articolul 5 din legea 544 pe 2001, privind liberul acces la informații de interes public, care spune clar că actele prin care noi, autoritățile publice, suntem obligați prin lege să le postăm sau să le aducem la cunoștință, sunt acte normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice, structura organizatorică, atribuțiile departamentului, programul funcționare, programul de audiențe, numele și prenumele persoanelor conducere, coordonatele de contact al autorității, respectiv sediul, numele de telefon, fax, nu știu ce, surse de finanțare, bugetul, bilanțul, contact, programele și strategiile proprii, lista cuprinzând documentele de interes public, lista cuprinzând de categoriile de documente produse sau gestionate, modalitățile de contestare ale deciziilor, așa. Bun, or, totodată, aliniatul 2 al acelui articol spune autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice, să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la aliniatul 1, ceea ce am citit mai devreme, așa, și totodată sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în monitorul oficial al României, partea a doua. Accesul la aceste informații se realizează prin afișare la sedia autorității și a instituției publice, ori prin publicare în monitor oficial. Consultarea lor se face în spații special amenajate acestui scop sau pe pagina web. Raportele lunare care, acum cum am spus eu, rapoartele lunare care să conțină valorile tuturor achizițiilor de bunuri, servicii efectuate în parcursul unei luni caracteristice, nu reprezintă informații de interes public ce trebuie publicate din oficiu. Totuși, aceste informații se regăsesc în hotărârile emise de Consiliul Local, Parava, privind execuția bugetară și care sunt adoptate trimestrial. Ceea ce astăzi dumneavoastră ați refuzat să votați. Deci ați văzut că există acolo cheltuie pe funcționare, pe dezvoltare, pe tot și venituri și asta. Nu mi se pare normal să fac o hotărâre. Eu fac, dau aviz de legalitate oricărui proiect de hotărâre. Dacă domnul primar vine și îmi spune astăzi, doamne, eu vreau să fac proiect de hotărâre ca mâine la ora 5 să cadă stelele, eu îi spun, n-am temei legal, nu vă dau aviz de legalitate. Lăsați-mă, vă rog, frumos să te... Votat președiciul care a făcut Consiliul Local. Dumneavoastră, ca și consilier, trebuia să votați. Practic, ce înseamnă acest raport, execuție bugetară? Înseamnă un raport prin care luați la cunoștință. Nu votați cheltuielile, nu votați veniturile, pentru că astea sunt deja fapte consumate. Nu l-ați votat acum, va fi din nou pus pe ordinea de zi în următoarea ședință și îl veți vota, pentru că nu aveți de ales, doar luați la cunoștință, din păcate. Eu nu pot să intervin să vă spun oameni buni, votați și nu votați, pentru că, repet, nu îmi permite mie legea să fac lucrul ăsta. Dar, fiind consilier cu experiență, știați foarte bine, repet încă o dată, că aceste hotărâri sunt cu titlul informativ, practic. Și această hotărâre, în momentul în care dumneavoastră o veți vota, cu anexa de rigoare, va fi postată. Spuneți-mi și mie,
Raționamentul logic pentru care eu aș mai aviza încă o dată o hotărâre care să conțină exact, dar exact, același lucru care conține asta. Am înțeles, aspectul la proiectul ăsta. Dar la următorul... Bun, la următorul proiect. La următorul proiect. Lămurit, la primul. Deci, acum e lămurit? Da, sper da, că deci, da, acum ne-am liniștit, da, da? Deci tot ce ați solicitat dumneavoastră, cu privire la cheltuie la alea, sunt prevăzute în acest raport care devine anexă a hotărârii execuției bugetare și care se face trimestrial și care se pune pe site. Deci oamenii văd că dacă cumpărăm creioane de 10 lei, primăria pune că a cumpărat creioane de 10 lei. Da, ați înțeles, da? De ce sunt? Bun. Așa. Următorul proiect. Proiect de hotărâre. Spuneți așa, în conformitate cu prevederile legii 544/2001, privind liberul acces la informații, solicitați, propuneți de fapt. Aprobarea dotării cu echipament GPS a autodonismului primăriei Parava și inscripționarea autodonismului și utilajelor aflate în dotarea primăriei Parava cu numele primăriei Comune Parava. Bun. Acum, eu v-am răspuns dumneavoastră că la momentul când dumneavoastră ne-ați trimis această, acest proiect de hotărâre, a fost undeva înregistrat pe 26.02.2018. Bun. Deci, proiectul dumneavoastră de hotărâre a coincis cu ședința de buget. Când s-a votat bugetul Comunei Parava, tot în 26, eu nu eram atunci aici, am luat informația de la colegii mei. 26, a doua, vă rog, lăsați-mă să fie. Vă rog, mă întâmplă, ești o idee, nu are rost să ne contrazicăm așa de greu. E bine să discutăm constructiv și dar punctual. Deci, în aceea zi în care dumneavoastră ați depus proiectul, a fost ședința de consiliu prin care s-a votat bugetul. Da? Bun. Așa. Și prin hotărârea 10 pe 2018, cea prin care s-a votat bugetul, s-au prevăzut cheltuieli privind parcul auto. Și m-am dus la doamna domnișoara contabilă și am luat cheltuielile. Și spune așa clar, și v-am spus și dumneavoastră, că au fost prevăzute cheltuieli privind RCA-ul, robinieta, reparații și întreținere, așa, și cam atât. Pentru că de nu sunt bani și mai mult de atât nu ne permite. Ceea ce a solicitat dumneavoastră necesită bani suplimentari. Bani pe care noi nu îi avem. Da. Noi, lăsați-mă să termin. Da. Nu putem avea un proiect de hotărâre dacă nu avem și sursă de finanțare. Asta încerc să vă spun. Neavând sursă de finanțare, eu nu pot să spun, da, domnule, hai să facem, hai să trecem. Că după aia întrebarea e de unde bani. Da? O dată. În legătură cu măsurarea consumului de carburant. Din câte știu, am luat legătura cu colegul meu, domnul Marius Ghiniță, și mi s-a spus așa, că consumul de carburant al autoturismului de serviciu este strict, deci strict monitorizat în baza delegațiilor și a foilor de parcă, sunt conformitate cu normele legale. Oricum, acest consum de carburant, din câte știu eu, este monitorizat și de Curtea de Conturi. Ori dacă Curtea de Conturi ar fi constatat, când a venit în control, că sunt probleme, credeți că nu le-ar fi semnalat? Vă întreb din curiozitate. Credeți că ar fi avut? La un audit mai vechi, dacă mă scuzați când termin și eu, la un audit mai vechi, nici s-o imputat. Deci când au fost probleme, le-au semnalat. Bun. Acum, la ultimul, văd că n-au semnalat, că am citit și eu raportul ăla. Adică nu înțeleg de ce aș emite o hotărâre de consiliu care să prevadă să aplicăm normele în vigoare? Nu. Deci referim, dacă să vă spun, la data aceasta. Deci în data de 26.02.2018, când a avut loc și ședința de consiliu local, atunci am înregistrat eu aceste proiecte? Da. Înainte de ședință. Bine. Bun. Ei, unde vrea să ajungeți dumneavoastră, că nu aveți banii respectivi și trebuia luați de acolo, dat de undeva. Bun. Colegii consilieri de la Comisia Buget Finanții s-au întâlnit pe ședință undeva cu două zile înainte și au făcut, eu în momentul respectiv eram, nu m-au științat, n-a fost. Dar vorbești, nici nu eram obligat să te-am științat totuși. Comisia Buget Finanții nu am fost înștiințat. Nu are nici. Ori ați încercat telefonul și nu l-ați găsit, nu știu, eu n-am fost înștiințat. Am discutat.
Și ai spus că supluzia asta a fost zăbit. Era bugetul comisiei, buget finanțe. Deci nu eram obligat, dar toate s-a început toți consilierii. Voastră v-ați întâlnit cu 200 de înainte, este așa sau nu? Da, ne-am întâlnit la primării. Acum, haideți să vă spun părerea. Comisia buget finanțe, dar așa a început toți consilierii. Așa cum doamna este, da? Așa cum doamna este din afară și eu sunt din afară, doar că sunt angajată, dar haideți să vă spun ceva, din punctul meu de vedere. La un următor rectificare de buget, da? Puteți intra liniștit cu acest proiect de hotărâre. Întrebarea mea este, cât de mult folosește cetățeanul acest lucru? Foarte mult folosește. Nu folosește. Că se folosesc foarte mult mașinile scump personal. Nu e adevărat. Ajung pe la mare, ajung pe la Salina, la Berasul, la Lacul, la Soverja. Vreau să vă spun ceva. Săptămâna trecută m-am dus la prefectură. Am fost chemată să mă duc la prefectură. Trebuia să dau o hotărâre subsemnat. Am înțeles trei, trebuie să dai. Dar ori din plăcere. Așa, m-am dus acolo, într-adevăr, cu mașină de serviciu. Eram în interes de serviciu, m-am dus acolo. În momentul în care a trebuit să mă întorc, deci rețineți aspectul, da? În momentul în care a trebuit să mă întorc, am fost dusă până în autogară. Și a zis, doamnă, deci vă simțim astăzi frumos în autobus și nimeniți casa. Da? Punct. Nimeni n-a îndrăznit, nici măcar domnul primar, să spună, și să convinsă că i-ar fi fost bine de mine, că era o cosită mai de mama astea mea, să spună, bă, femeie, 30 de kilometri până la ajut, lasă-l dreapta, că te duc eu. Nimeni nu îndrăznește să facă asta, domnule, înțelegeți? Și m-am dus cu micropusul că n-am crăpat, n-am pus. Așa, lăsați-mă să nici am de spus. Faptul că, spuneți dumneavoastră, că se duc mașinile la mare și nu știu ce, întrebarea mea este cum puteți verifica dumneavoastră că mașina nu s-a dus la mare, trebuie să duce. Eu le pot verifica cu domnii care i-a angajat și în partea consiliului. Dar e suficient să ai bani. Micropusele și corei au fost folosite în scop personal. O transportat, o dus la cetățeni și la bani. La GPS, la scut, la Procescu. Le-am văzut în plus la Procescu. Dacă vrei să eludezi legea, dacă vrei să găsești foarte multe metode, asta încerc să vă explic. Nu faptul că pui pe abțipil pe mașină... Contează mult. Nu. E pentru impresie artistică, nu vă supărați. Trebuie să existe foaie de parcurs. Exact, foaie de parcurs. Și celelalte se verifică consumul de motorină, se ia, deci, domnule, sau de benzină, ce Dumnezeu cu ce Dumnezeu cigară. Nu că vai de mine... Deci, domnul Braga, vreau să puteți cere foile de parcurs, unde să nu puteți cere. Să verifică unde aveți control. Exact. Dacă nu mai aveți o problemă, nu ne-ai dat să noi și mai de drag. Domnule, nu mă arăt așa, unde care e pe la mea. Consumul de combustibil. Asta da, de acord. Și unde se deplasează mașina de serviciu. Exact. Dar să emit hotărâre prin care să mai împovorăm încă o dată bugetul local, care e mai de mama lui și steaua lui deja, mi se pare aiurea pentru ce? Ca să le... Nici eu. Noi actuală, nici eu. Credeți-mă, nici eu. Da? Deci nici eu. Deci noi ne confruntăm cu situația asta, trebuie să ne adaptăm, din atâta cât avem, trebuie să împărțim astfel încât să ajungă la plus și toate, părerea mea. Dar asta mi se pare o cheltuială inutilă. Ori nu vă supărați, încă o dată vă spun, din punctul meu de vedere, eu fac control și de legalitate, dar și de oportunitate. Și domnul primar, dacă, nu știu ce mai a zis într-o zi că trebuie să facă și asculta de ce e important treaba asta pentru comună. Vreau să știu de ce e important. Simplu. Deci, și asta nu se face important. Bine, eu m-am consultat cu un cetățen care mi-a și sugerat să să depun aceste probleme. Da, spuneți că sunt foarte util, cel puțin. Da, pentru că oamenii nu știu. Am profitat acum, le-am spus, le-am pus și pe site, le-am pus și verbal. Oameni buni, nu e necesar să facem asta, puteți verifica în alte mod. Haideți să pentru tine, un lucru foarte important pentru toată lumea care suntem aici. Tot se discută mereu transparență, transparență, transparență. Și aici, dacă nu se lucrează transparent, devin tot soiul de suspiciuni. Ba să preobățești unul, ba altul, ba altul. Și toate vine cu o propunere acum, dar vă rog să o băgați bine la cap. Deci toate problemele discutate și numeroase discutate, adică toate problemele, care ar fi mai importante, solicități, spre exemplu, eu știu, lucrări pentru drumuri, balastări, camere de la vedere, apă, furaj, am solicitat taxe de drum, nu știu unde, pe Valea Părăvii. Deci, problemele astea importante care se spun în ședință, ar trebui să aducă, deci în ședința curentă, ar trebui să aducă
în ședința următoare. Ce s-a făcut? Ce s-a făcut? Deci ca un soi de notă informativă trecută pe ordinea de zi. Deci, că altfel nu se ține nici evidența. A făcut șeptean, băi, că ai băgat toată balastru, băi, că golul s-o prea plenit, băi, că nu știu ce. Deci e foarte bine și ar fi foarte important ca asta să fie într-o informare. Nu înțelegeți de asta, că asta cu transparența mă interesează personal și de asta vă spun. Nu personal, doamna secretar, pentru toată lumea. Reprezintă funcția, așa este. Doamna secretară trebuie să fie pentru noi. Așa, deci nu ați răgați. Trebuie să foarte multe. Ce vreți dumneavoastră, vă spun ce prevede legea. Da. Nu-i corect, doamna secretară, ce spun? Lăsați-mă. Lăsați-mă, Olea, că după aia vă zic. Aia cu balastarea, spre exemplu. Aia cu balastarea, din cât timp dau eu seama, eu ne fiind specialist, nu sunt juristă, nu sunt inginer, nu sunt, dar gândesc și o logică, o iau așa pe bucățele. Deci, aia cu balastarea, spuneți dumneavoastră, ce vreți? Urmează nu mai aia, nu mai, deci toate. Deci ce să facem timpul lunii, note informativă la următoarea ședință, să știi, s-a făcut, nu s-a făcut. Deci asta nu. Vreți note informativă? Exact, exact, exact. Nu proiect. Ce-am discutat la ședința asta? Așa că tot evidență, la ședință, mai de scurt. Ținim o evidență mai din scurs și știm tot ce se întâmplă. S-a rezolvat, nu s-a rezolvat. Și recuperarea banilor. Păi direct până nu vă spun. Da, domnul primar. Da, domnul primar. Da, domnul primar. Să zic agenții economici, firmurițele astea aici de transport, astea, din cât se citesc în raportul cu ce de conturi, nu-și plătesc taxele nici ei. Haideți să vă spun, ca să... Eu am dat acum recent pe chestia cu firmele. Și nu sunt niște sărăntoci unii de ei. Am cerut, ei sunt obligați, prin la primărie. Eu nu voi viza și am discutat și cu domnul primar. Domnul primar a fost de acord cu mine. Dar deci n-a putut nici acolo. Nu se poate. Până acum, eu știu ceva ce e acum. Eu nu voi viza până când nu văd toate avizele și toate taxele plătite. Dacă dumnealor riscă să funcționeze ilegale, problema lor nu e problema mea. Și vom ajunge la instanță cât de curând, din cauza de ce mai nu mai trebuie iertați niciunul. Foarte bine, așa veți face. Deci eu am refuzat, am refuzat, am spus nu, nu mi se aduce avizul cu tare de la ordine, dacă trebuie așa cere legea, eu nu semnez. Și n-am semnat. Foarte bine. Da. Dați-o șansă, avem secretar acum. Și vreau să vă spun că vom ajunge la instanță din cauza neeliberării unei autorizații din funcționare, din cauza că omul nu a prezentat contract sau robizare, mă rog, ca interesează și de-o primit de acolo. Spune că pentru asta eu nu stăteam în judecată, când am vrut de funcționare. Adică eu am cerut în momentul, și mi se pare normal și logic, am cerut în momentul în care am cerut o firmă își desfășoară activitatea, să încheie un contract de furnizare servicii cu o firmă de salubritate. Da? Pentru că și noi acasă avem contract pe firmă cu tot așa. Da. Acest domn refuză, nu știu cine, habar n-am, așa, să aducă acest contract de furnizare servicii. Spun că nu ne trebuie și că ne dă pe noi judecată. Eu îi aduc niciun fel de problemă, temei legale, în care cer lucrul acesta. Pentru că nicio activitate pe lumea asta nu poate împiedica buna desfășurare a mediului, da? Respectarea legii. Și respectarea legii. Așa că... Da, da. Domnul Ciumă, dar să mai un pic și termin, dacă nu mai intervine nimeni. Așa. Domnule primar, doamna secretară, vorbesc cu dumneavoastră și cu, ar trebui și cu personalul care e mai important la noi, agricol, asistență socială, taxe, impozite, mă rog. Dar să știți că dumneavoastră, atât preoții, cât polițaii, cât și directori din școli, sunteți ca niște îngeri păzitori pentru comunitatea noastră, domnilor. Trebuie. Da, domnule? Asta nu exagerează, domnule. Ascultați-mă, ascultați-mă aici. Pentru că, ascultați-mă, dacă luăm sub formă de mișto, luăm ajutor. Nu, eu vreau să spun, nu, nu, nu. Păi, ce v-am spus așa, poate v-am la un rând prea mare, domnilor. Dar cu dumneavoastră reprezentați dreptatea, domnule. Așa. Reprezentați dreptul la proprietatea proprietarilor. Reprezentați dreptul la moștenire al moștenitorilor. Nu noi. Drept. Ascultați-mă, domnule primar. Dreptul la moștenire. Vreau să sunteți încrederea în cetățenilor, domnule primar. Știți din ce cauză vă spun asta? Vine doamna de la București, vine domnul de la Papa Pius. Dar vin de drag. Vine să-și caute dreptatea la noi, la primărie. Și când vine să-și caute dreptatea, găsește un titlu fals făcut prin care vede că moștenitorii legali sunt dezmoșteniți, domnule primar. Și vreau să ajung aici, în urma unui titlu fals întemeiat la noi, la primărie, unor documente plecate de aici, ajuns la prefectură, așa, în care s-au dezmoștenit moștenitorii, domnule primar, și acum vom fi nevoiți ca să dăm
în judecată acest titlu pentru anulare, inclusiv instituția care a eliberat acest titlu de proprietate. Și tare mă tem să-mi dau mâncare cu praștea domnului președinte de ședință, pentru că s-a emis acest titlu pe timpul mandatului dumnealui. Legalitatea nu stabilea primarul. Da, domnule primar, domnule primar, atenție, cum puteți trece dumneavoastră moștenirea unui defunct prin numele altui defunct? Aici, aici e problema problemelor. Nu, 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 așa e, cum vă spun eu. A trecut terenul de la anumiți cetățeni în numele ca fiind a altor cetățeni. Este semnat acest titlu. Domnule, documentația pleacă de la primărie, merge la... la prefectură. Deci documentația întocmită la comisia locală, atenție. Ascultați, colega. Dumneavoastră îmi cunoașteți un singur lucru. V-am cunosc, domnule. Atâta timp cât cererea a fost făcută exact așa, comisia de... n-a stabilit ișcuie, nu era atunci în comisia locală. Eu spun sigur, și vă pot justifica ce am făcut. Atunci comisia locală lucra la cererile cetățenilor. Fiecare așa a venit cu subsemnatul să-mi atribuiți în proprietate. Documente justificative. Cu documente justificative. Și de stare civilă. Și de stare civilă, da. Da. Aceasta este în baza legii 18.1991, exact. În anul 1989-91 nu era primar. Bine, dar nu că ulterior am fost primar și am lucrat la legea 18, dar această validare se numește. Deci trebuia făcută așa zisa validarea suprafeții. Conform cererilor. Putea să facă un singur cerere unul dintre moștenitori sau mai mulți. Așa au solicitat ei, da. Și probabil și comisia care a lucrat atunci în lucrarea de validare, domnul primar, a trebuit să o plătească la prefectură. Dar nu putea să dea terenul în cugotarul lui Dragnea, domnilor. Pentru că aici se vedeau moștenitori. Da, domnule, da. Domnul cugotarul are o problemă, dar aici nu are dreptate. Nu ai dreptate. Aici instanța va hotărâ. Aici nu e o problemă din Consiliul Local. Nu e o problemă din Consiliul Local. Dacă am adus la cunoștința domnului primar ca să... Nu e o problemă. Aici e o problemă juridică. În care pe acest titlu sunt moștenitorii a unui, care a trăit în concubinat, sau așa zisul, au trăit după aia, sunt din două părți terenurile aduse. Dar de ce să nu fie ilegal dacă moștenitorii aceștia au solicitat exact acest pământ? Da, dar nu puteți să-i dai și lui Dragnea și lui Dragnea. Dar nu-i da. Acest teren nu este dat pe două titluri, domnul Tomazei. Nu, pe două titluri, da. Nu e adevărat. Trei titluri. Nu este adevărat. Pentru că acest, spune așa, acest defunct nu a avut nimic comun cu acest teren în care sunt aici. Instanța validată. Hai să vă mai comunic eu ceva, dar despre vas, știți că ședința anterioară s-o discutat problema Comăneștiului. Hai că spune. Deci spune sau de spune. Da, domn primar, dar nu s-a văzut cu Adisul, cu Comăneștiul. Ce-a făcut aia? Băi, între timp primarul la Comăneștiul, dați seama că încalcă legislația Uniunii Europene, încalcă recomandările generale Adis. Și regim de urgență au convocat Consiliul Local la Comăneștiului și au votat în unanimitate toate proiectele de hotărâre care trebuiau, deși mulți dintre OAT-uri votați să excluderea lor. Dar s-a făcut iarăși regim de urgență ANDA Avis, de comun acord cu toți au rămas în continuare Comăneștiul un... Cred că am făcut bine, te-am mai arătat puțin. Ca noi după ședință, am cerut punct de vedere și de la Adi și la Comănești, dar nu mai fost cazul că imediat sau... Domnul Valdrati, am o calitate destul de așa. Am o deosebită rugăminte. Am un caz social în Rădoaia, la familia Păuntări. Are un băiat care e căsătorit, are doi copii, vrea să-l dea afară dintr-o casă cumpărat de 10 milioane de o soră de avei. De la o soră de avei. Și mă teamă tare că să nu-i popor băiecat pe la cănânii toate facultățile, să-ți dea o mare zonă. Haideți să mergem la teat cu doamna Lili, cu doamna inspector. Cu urmăresc cazul, îl cumăresc, destul de bine. Măcar să-l mai minițăm o leacă, să-l lași prea un caz social. Prea un caz social acolo. Nu știu cum să te intervenim, dar nu știu. Mai ales că suntem și comunitatea românilor băgată. Deci și o discuție s-a purtat. Degeaba mă duc eu singur acolo, că nu mă spun cu sirene. Nu, am înțeles, domnul, înainte, deci nu e o ocazie pentru mine, că nu știu de mult, o discuție am purtat acolo, dar probabil că astăzi spune așa, foliniarul mai beau eu și pe acolo și sunt tot. Mă rugat și Pasilică, înainte, băi, dacă te duc la ședință, spune, comunică cu toți cei care fac parte, să vină și vedem să facem. Deci eu vin eu să spun aici. Nu. Odată ce vin eu, vin eu. Da, eu gata, te-am... Doamnelor, consiliere.
Încheiem ședința. Acum,